Salutare, oameni buni, jucători și uh, nejucători. Re, e, jucătoare, jucători, a, toți, toți, neutru, folosim, God, urăsc, urăsc gendered languages. Menuți, cel mai gender neutral termen, N -menuți. menuți. Am decis eu. Oh. Era un tweet, unul care explicat de ce guys e un termen neutru de gen. I mean poate fi, dar în același timp, dacă aș vrea să lupt împotriva urmelor de genderedness din cuvinte, guys m-ar supăra, you know. Vreau să caut ăla acum. Asta este ce pe de. Twitter citin în, Twitter, okay. Google. Guys, okay. gender, neutral uh, term. Guys. Băieți. Ce faceți băieți? Nu dictionary.com. Băieți înăuntru. Nu un articol de pe Atlantic care cineva întreabă dacă e ok să zici hey guys. Nu un articol de pe ABC care zice It's time to stop saying guys at work. Nu un articol de pe Fast Company care zice Guys is not, a gender, new, is not gender neutral, let's stop using it. gata, sunt reacționar acum. Gata? Ok. -au gata. Gata. Au Game of tot. Game tot. Of tot, ți a luat tot. Hai <laughs> um, Tweet. O, or, orice până la guys okay, Acolo era linia uh, Au, găsit-o la Paula Acum Paul o să meargă pe, pe Gab Îl găsiți acolo cu uh, proiectul lui separat uh, Joc și fără Era poidică. atâta de mișto tweet-ul ăla compus și de wholesome în care ex efectiv explica cum orice grup de obiecte, indiferent că sunt animale, oameni sau obiecte, is guys. O grup, un grup are rățuște that's guys. Cred că mai... Uh, cel mai uh, neutru ar fi y'all. <laughs> da, y'all. Am văzut pe cineva zicând că e problematic să folosești y'all, că apropiezi cultura sudistă. Ah, nu, nu mă întreba. No. Fuck that. N Yol, y'all este foarte mult, la uh, la... Gamer uh, yol, yol este foarte, foarte desconsiderat ca fiind pluralul Adevăratul plural în, uh, în engleză Like uh, persoana a doua Yol -a, să fie you și you Da E you S -s -s și Yol, yol. Mm -hmm. Tu, voi Exact You, Yol Și e mult mai ok așa Dar, uh, again e, Yol este destul de, de folosit și uh, fac Yols. Yols. <laughs> Why you gotta be like that, Paul, though? <laughs> yalls. Oh, stop appropriating uh, racist rednecks. <laughs> un yall, doi yalls. No. Este, este un chin să vorbești cu o limbă, o limbă gender Și uh, eu în română vreau, vreau să fiu foarte inclusiv în limbajul meu Dar mi se întâmplă să zic uh, bebeți. Bă băieți Băieții de la compania Băieții de la compania Și uh, eu, eu nu asta gândesc Dar uh, am intrat în uh, Știu. reflex B Și uh, zic bă băieți Și într-un fel cam Cred că colorează și gândirea un pic I mean au intrat în reflex Pentru că exista o percepție da. Foarte adânc împământenită În uh, noi -IT? Că -IT? doar băieții fac jocuri Sunt băieți care se joacă Și băieți care sunt La firmele de jocuri Și le produc Păi cine? Au loc fetele la firme? filmele de jocuri? Nu, pentru că e mai misoginist și nu stau departe de, de filmele de jocuri. Pentru că vin, vin prietenii lui Yves Jimon, pui mei, A, să nici le facă masaj. Înainte, nu, vorbesc înainte de... În ai 90, în 90 cred că era I cel mean, mai... Yves Jimon era în anii 90. Era, dar nu cred că... Nu cred că nu se uita la, la agresiuni sexuale în anii 90. Prietenul ăla lui, un, am uitat cum îl cheamă, unul dintre ei. Jac uh, Jacques Chirac. Jacques Chirac, ăla, așa. Era. Ei era. Din, din, de aproape de la fondarea Ubisoft-ului era da, în companie. Da, am, am luat, știi că am luat un interviu exclusiv lui da, 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 pentru revista noastră care sigur o să apară. Da. Și mi-au povestit acolo despre tipul ăsta și că e de la începuturi în firmă. Ia uite. De asta ziceam că Companiile de dezvoltat jocuri pe calculator și televizor în anii 90 erau probabil cel mai toxic spațiu posibil. Și nu zic neapărat, probabil, zic probabil pentru că nu știu toate cazurile posibile, dar cele pe care le-am uh, le investigat sunt Am... oribile. Probabil că la fabrica de rasism era mai nașpa <laughs> sau la fabrica de misoginism. Iar... Aică, spre exemplu, nu știu cum era Blizzard în anii 90, dar. Știu cum era ID în anii 90. Știu cum erau uh, alte companii, Raven Software, chestia astea. Și erau efectiv un club de băieți. Și, uh... I mean, Ai venit mai povestit data trecută cum Karma uh, a pus pariul cu, uh, cu Romero că fetele nu se joacă jocuri no, basically. no, A pus organizatoarea evenimentului pariu cu, cu karma, carne, pentru că, karma că a spus nu, noi nu finanțăm pentru că nu sunt destul de fete așa, zice, Romero, face. Romero Romero, was just no. scoping out the hotties că voia să-și găsească gagica. Romero <laughs> was kind of wholesome din greșeală. <laughs> Romero, Romero, just wants to fuck. <laughs> <laughs> da, just, you know, chill. He, he, was living the life, n-avea nicio treabă. Carmen era la mai, mai supărat și înțepatul Romero tot timpul mergea cu, cu Matsu. Era, ah, man, fii atent, facem Quake și o să fie un LPG și mergi de -a aici și o să fie o, o lume întreagă fără load screen și Carmen mai transpira în momentul ăla. Că nu pot să randezi pixel destui. Bine, ok, mă duc să inventez un mod de a randa pixel destui. <laughs> nu, e ceva de genul, cam asta era procesul. Și odată ce a plecat Romero s-a simțit în, în jocul. Adică Quake 2 e eu... o... Quake 1 este un puiuț... Uh, nu niște și kebab delicios Corez. Quake 2 este o la închisoare <laughs> indiferent că vrei sau nu totally <laughs> oh no Quake 2 este, se, se ține foarte mult de, de, a repeta succesul Quake 1 Fără farme cu Quake 1, Care era o mizerie de fantasy și de tech bases Pentru că la bun început Romero vrea să fie a time travel game Nu, no, nu, vrea să facă time splitters Nu, vrea să facă Daikatana Ah, ok da, Efectiv vrea să facă Daikatana Katana înainte de Dai adică tot, tot, tot design documentul am citit de Quake 1 și e Dai Katana. Ce bine că au așteptat până când tehnologia i-a permis să facă Daikatana așa cum merită el să fie Exact și am câștigat cu toții de până <laughs> We were all made his bitch. De pe yeah? un... <laughs> Showed me wrong, Romero. Iată, sunt acum cățeaua ta. Hai să ne amintim că persoana care a zis uh, Don't be a pussy. And I quote, don't be a pussy, Romero. Do it, la, la reclama cu uh, John Romero's gonna make you his bitch Este persoana care acum lucrează la Devolver Digital Yep. Unul din fondatorii <laughs> Unul din fondatorii, exact atitudinea. aia Care may be a bit insensitive You know Dar în același timp e energia aia punk de Ce pula mi-ați pas? Just fucking do it Shout it. Yeah. above, do it. Just do, do it do it Asta e, a, asta s-a întâmplat Și uh, am jucat cu toții de Aikatana Și ne-a plăcut, no we didn't Zim și mie ce, ce, te joci Au Bine ai venit Edgar Nu, nee! nu no, no, În coloseumul scapa... creierelor no, Mai păcălit, cum? Mult așteptata da? Incursiune în coloseumul creierelor Am, mintat, în arena, am în arena lui Belmont Nu, no, ce cauți aici Ce <gzie> Belmont? Cu B. Zici ceva cu B. B, 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 Câmpul de bătălie al <gibtî> Barosanilor intelectualilor, barosanilor materiei cenușii. Hai mă să avem în sfârșit discuția noastră despre oh, Reason versus Gothic. Am jucat Reason în ultimele 2-3 săptămâni, l-am terminat. Vreau oh. să fac o mică recapitulare pentru oamenii care nu sunt la curent cu biful nostru. Da, te rog. Eu sunt based, iar adversarul meu, Edgar, <laughs> este cringe. Ce, ce? My God, mi-a furat copiuțele Paul. <laughs> Bun, um, este, este în felul următor. Trebuie să discutăm. Trebuie, să, trebuie să, avem, să avem o discuție. A pornit, nu mai știu când, dracu, te jucai tu Reason 2 ori some shit și... Nu, înainte, când am jucat prima oară Reason 1. Da. Și tot spuneai că Reason este în principiu versiunea definitivă a serii Gothic, adică este după ce Piranha Bytes au pierdut licența Gothic da. cu către Joe Wood, s-au dus și au făcut iară Gothic același schelet, aceeași structură și au făcut seria Reason și este, doar, este o experiență mult mai polișată și că dacă te apuci azi de jocurile Piranha Bytes, poți să joci direct de Reason, că e mult mai friendly cu utilizatorii nu, și... Mi se, mi se împără, și mi s-a schimbat și mie un pic, adică am, nu că mi s-a uh -huh. schimbat un pic, dar țin să fac niște precizări la afirmația aia mea. Este strict făcută la Reason 1. Reason 1 uh -huh. Dacă vrei să joci Gothic 1 Joacă Reason 1 Gothic 2 E o altă poveste nu, cred că, E un pic cred diferit Cred că Gothic 1 și 2 Sunt destul de Gothic... Gothic 1 și 2 Erau cam pe aceeași Structură Și Reason încearcă Să ia elemente din ambele Gothic 2 Încearcă să facă Experiența mai plăcută Cu privire la, la. UI și control Dar Gothic 1 Este Bun. arhaic Ok Ce voiam să mai zic Așa că voiam să Voiam să prezint Poziția ta pe scurt Să fac un, un pic De dialetică hegeliană aici Să ah, fac nu. antiteză și antiteză da, o, Vezi că ești m-am dat la, la gura aici. Am, am mâncat <laughs> un pic de... Am, și n-am să nu-ți reprezint prost uh, poziția. Ia. Sunt fericit cu descrierea ta. Ce ai zis tu și m-a declanșat pe mine în ultimul hal, în mod repetat, era că Reason e același joc cu Gothic da. și efectiv nu are rost să mai joci Gothic în zilele noastre Decât pentru în interes că academic. Interes da. academic, că e același joc, aceeași da. poveste, același personaj, același tipul același tot. Yeah. Și asta vreau eu să combat astăzi în Colosseumul creierelor. Intră în arena, <laughs> Sunt domnul problematic. <laughs> oh, nu. <no. laughs> am jucat Risen, am jucat Gothic da. 1 de vreo 2 ori, am jucat Gothic 2 de 3 ori am odată cu fiecare facțiune în parte, deci Gothic 2 chiar am jucat pe toate părțile. Da, da. Am jucat Reason 1 dată, dar l-am jucat uh, Completionist. Am făcut câte questuri am putut, am făcut questurile cu Harbour Town și cu, și cu Don Esteban Camp cât am putut în paralel. Nu am făcut cele din mănăstire pentru că nu poți să le faci și pe alea într-un singur playthrough. Da. Deci oferă rejucabilitate. -re -re am o listă Aici, în cap, unde minez eu bitcoin, am o, o, aștept. Am o listă, avem un checklist. Chestii care m-au marcat la Gothic și pe care mă aștept să le regăsesc în orice joc care pretinde să fie succesorul și înlocuitorul jocului, în așa hal încât nu-și mai are rolul și rostul în experiența de gaming pe care ți-o faci. Zim că ei fiecare punct din lista aia și Absolut zici. fiecare punct. De... Nu, nu. Am găsit mult, am bifat mult mai multe chestii decât m-aș fi așteptat. Ok. Și încep cu cele pe care le-am bifat. Te rog. Atmosfera în general, modul în care parcurgi harta și care te plimbi pe ea, îs aproape la fel în ambele jocuri, atât în Gothic. Iau Gothic 1 și Gothic 2 ca, ca o singură, îs foarte apropiată și ca story și ca tot îs sequel direct unul din celălalt. Da, da. Le iau, le iau împreună. Dar cu precădere Gothic 2 în cele mai multe cazuri, mm -hmm. cu câteva chestii în, pe care o să le iau din 1. Modul în care te plimbi pe hartă, îs niște poteci unduitoare care te plimbă pe o zonă cât de cât. Îți dă impresia aia de deschidere, deși ai doar câteva poteci foarte înguste cum poți merge un pic în stânga și în dreapta, dar în principiu... -s câteva coridoare pe care te pe hartă, dar îți impresia de deschidere. Asta o face foarte bine și Risen, la fel ca Gothic. Muzica e aproape identică. Efectiv, cred că au făcut, nu știu, shift de o notă în sus și în jos ca să... Like, bucăți întrești pe care le-am recunoscut. Nici din, nu mă așteptam să fie atât de bună potrivirea. Eu am zis, pământat sticla, A. alea asta, 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 e același joc. Da, nu. Erau câteva chestii care foarte specifice. Uite, chestii care... Tu vorbeam eu de sound design ul din jocuri și zicea și Marco în review-ului la Gothic 2, am avut câte chestii foarte specifice pe care chiar nu mă așteptam să le văd. Și erau, de exemplu, sunete foarte specifice. Cum fac uh, field raiderii în Gothic 2 și cum fac uh, goblinii în, da? în Gothic. Cred că și nu apăreau goblinii în 2. Au păstrat chestia asta. Gnomii fac un sunet aproape identic cu al goblinilor, și se comportă la fel, stau și țopăie și sar înainte să se răstească la tine și să te atace. La fel și The Grave Moths și The talent Moths fac exact ca Field Raiderii, țiuitul ăla insectoid. Sunt păsările pe două picioare, care scavengerii, pe exact pe aceleași. Toate, da. Da, lupii lipsesc unele animale, dar nu să mai leg prea mult de chestia asta, deși eu sunt câteva chestii pe care o să le, despre care o să vorbesc la partea de ce mm -hmm. nu bifează. Da. Cum ai zis tu, ai trei tabere în care te poți, în care te poți băga, e o scară socială pe care trebuie să o urci. Îs, nu neapărat, nu se potrivesc unul la unul cu facțiunile, dar îs uh, cam pe acolo. O să vorbim imediat despre cum se potrivesc facțiunile. dacă do, vrei, though. deci, Dacă vrei, da, cu Gothic 2 e potrivire mai mare. Ai orașul condus de un ordin de luptători ai mănăstirea unde te pune să speli pe jos, când dacă vrei să te închis să înveți magie și mai da. ai tabăra bandiților. Da. În Gothic 1 nu e chiar la fel, în Gothic 1 ai The Old Camp, The New Camp, The Swamp Camp, nu ai o loc dedicat unde merg magicienii, dinamica, pentru că ai magicienii în da. ambele pă în toate trei Di părțile. Dinamica unul era uh, cultul care vrea să trezească pe monstru da. și uh, Slipper, două tabere da. de oameni care era una mai ordonată și una mai aplo. Da. Una era aia, colonia originală, care vrea da. doar să mențină status quo-ul pentru că le convine deal cu exteriorul și una care vrea să evadeze din colonie, da, da. care e din New Camp. Da, da, în principiu îs, îs acolo. Deci asta se păstrează. Chestii care se mai păstrează? Modul în care te lupți, morolez, bazat mai mult pe ritm decât pe, pe forță brută și pe cât de bine știi să răspunzi la mișcările nemicilor, dacă știi să blochezi când trebuie. Ai la fel peșteri ascunse peste tot, intri într-un cotlomp, undeva îi prinde scheleți, trebuie să ieși de acolo că ești prea low level pentru asta, ai crafting, poți să faci poțiuni, poți să faci arme, foarte satisfăcător cum faci arme exact la fel te duci și încălzești fierul în, în cărbun, te duci și bazi te duci și răcești te duci la aia să ascuți nu știu, sistemul de <laughs> da, sistemul <laughs> de learning points la fel a rămas la fel da nu cred că contează să te vorbim despre cum sunt skill structurate că n-ai one-handed two-handed ai sword ai axe ai staff Inti... și sword și axe astea iau sunt atât de aromă și two -handed. Sunt, sunt de aromă da, doar, doar detalii, Dar da. modul în care le faci level să... da, da, e identic da, absolut trebuie să te antrenezi, pui uh -huh. puncte ro în statul, dar nu poți să ai, nu nu dobândești bonusurile decât dacă plătești un trainer să te învețe. Exact. Uh -huh. Și ai o grămadă de locuri ascunse pe hartă care te recomensează dacă explorezi. Dacă vreau să văd ce în spatele acelor tufișe roapeșteră. Oh, hm, mm, dacă merg în în cascada asta, o oh, altă peșteră. U, uh, e plină de moroi. Oh, nu. Uh, fugi. Și într-adevăr, ca user-friendliness, este mult peste Gothic 1 și 2. Apeși click pe o chestie și o ia de pe jos, man. Nu trebuie să apeși click și în față. Deschizi inventarul și foarte bine organizat. Paul, acestea fiind spuse, poți să vorbești în continuare? Eu am câștigat, mă duc să mă dau... Uh, da, să da, 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 exact. Așa și uh, tu poți să continui să vorbești aici. Dar acum... Nu contează, gata, am câștigat. It's a much better experience. Asta era argumentul meu inițial. Că de ce este chinui Nu, cu... argumentul tău era E același joc ca și Este același Nu are niciun rost să-l joci decât în interesul academic să vezi cum se făceau jocurile, dar exact același joc. nu, 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 nu. I'm sorry, pentru, pentru orice jucător nou e același joc. Lasă-mă tu cu jucătorii noi și din astea. M-au ofensat în, până în străfundul ființei nu, când ai zis chestia asta. Nu cu tine vorbeam, Paul. Nu mă interesează cu cine vorbeai. Cu cine pula mea vorbeai că avem public de oameni peste 40 de ani aici. O să fie oameni care nu am jucat Și zumări că ne ascultă că se joacă Risen în pula mea A, Se joc joc din mai 2009. mari se joace Risen <laughs> decât joc... <laughs> Gothic 1 sau 2 Un <laughs> joc mai bătrân decât ei Da, sunt șanse mai mari să joace Risen decât Gothic 1 sau 2 Gothic 1 nici măcar o să atingă vreodată E ca aia cu, vai, era o memă cu uh, uh, people who don't touch uh, uh nu, the fan first bases two... Who don't, da. touch the first two games from the series era da. Fallout Era, uh, era Fallout și m-am ofensat da. Înseamnă, din cauza oamenilor, oamenilor ca tine Care cred, să cred că au jucat direct Fallout 3 Vreau să dau acolo

Pentru că nimeni Surtura. nu se mai atinge de 1 și 2. Și joacă direct 3, nu? Da, Liza, 1. Ah, Fac eu, da. <laughs> A, nu, primele 3, ok. Mi se pare că e aceeași afirmație cu. De ce să mai joci Fallout 1? Pentru că poți no, să joci Fallout 2. Nu, Dar nu e același joc Fallout 3, îmi pare rău. Nu, nu. Să complet. joci să Fallout 2, să nu mai joci Fallout 1, că Fallout 2 e superior. No, ambel, nu, nici măcar nu poți să facă afirmația că e același joc are, Fallout 2. De are Fallout păi cum te pun? Te trimite să aduci Magafinul din sat. Iați nu. Te trimite it. din sat să duci no mă gata, nu, nu știu, mai atât cu oameni, nu parcurs. e nou, nu mai atât. Ăsta era, ăsta da, <laughs> era <laughs> argumentul tău. Ăsta <laughs> era argumentul tău pentru Gothic. Eu la fel, ăsta e problema cu trei tabere din asta. Da, ai jucat Reza nu și ai văzut cât de similar este și I you know it's not este. the same pentru doi. Am petrecut ultimele 15 minute probabil sau 10 <laughs> vorbind despre cât de similare sunt. Dar, hai, ce e diferit la Reza? Dar, Atmosfera diferă într-o oarecare măsură și chestii care m-au marcat erau pe checklist-ul meu. În Gothic 1, cu precădere, dar și în Gotic 2, sunt câteva momente de genul ăsta, ai vistas. Mm -hmm. Ai puncte din care vezi foarte bine uh, valea de sub tine și vezi locuri unde o să ajungi în viitor și abia aștept să ajungi în viitor. Da. Nimic de genul ăsta nu am văzut în in Reason. Și Efectiv, da. nicăieri nu m-am cucoțat și m-am gândit, wow, abia aștept să ajung în punctul ăla pe care îl văd în distanță. Îndepărtare. Dacă de poți să-ți amintești tu, aminte, aminte adică poate adică... mănăstirea, dar mănăstirea accesibilă de la început. Poți să mă urc pe potecă și am ajuns. Păi cam ăla e scopul, ca să vezi la început. Ok, tot. dar fi atent. În, în, cum, te, cum se deschide gotic 1? Îți iei bătaie în ultimul hal și să ajungi și la asta imediat, când intri în, în pușcărie. Te duci, te bați cu niște scavengers, cu o bâtă, te chinui un pic pe acolo, mănânci niște uh, bugs și după aceea... Cobori pe o creastă și vezi frumos în vale, vezi The Old Camp, Da, un fort imens de piată înconjurat cu tot felul de fortificații improvizate de lemn și în distanță undeva vezi turnul Zardas, unde nu ajungi până capitolul 4 cu ce draw distance ai jucat tu Gothic 1? Era suficient și pe vremea aia ca da? să văd da? cu colțul okay, ecranului okay, când okay. coboram. Se Bine, deci, asta știu vreau că să știu. <laughs> Făceam, angle -uiam, angle -uiam, oh. uh, camera ca să văd turnul Da, dar măi, da, da, nu cred că e, deci, nu cred că asta a fost experiența multă da, în Gothic 1. Nu numai asta, fii atent. Când era, erai pe stream și insistai că e același joc ca da. să mă vezi pe mine <laughs> în ce <chat -lea. laughs> ținut tot scopul în viață, ziceam că, păi pui mei, și uite, de exemplu, de New Camp, unde e uh, tabăra din cavernă și asta, uite, aici, niște ruine so, și m-am dus, am ajuns în tabără lui Don Esteban, Edgar, sunt este efectiv 5 cocioabe, sunt 5 cocioabe și o ruină Bigger în care poly sunt. the price. Edgar, <laughs> Edgar, the new camp din Gothic 1 încă e printre cele mai impresionante chestii pe care le-am văzut în gaming, mai, modul în care se desfășoară, modul în care ți-i prezentată, că intri, urci un deal și intri pe o colină și ajungi la niște terase pe care se cultivă orez, lângă un baraj, după care treci printr-o poartă și pe o chestie foarte îngustă de piatră și după aceea se deschide o cavernă imensă cu clădiri de piatră construite pe terase în interiorul cavernei. E, e și doamne. o chestie, cred că e inspirată din ceva um, obiectiv turistic um, antic din Turcia. Îmi o salată în cap acum de Gothic 1 și 2 mm -hmm. în care era o tabără cu un lac în mijloc. Uh, tabără cu un lac în mijloc. Deci era aia cu... Era de swamp camp în... Da, aia cu copaci, Când te o să iei pe copaci. Da, da, aia, era, aia era... Și aia se vede la fel. Cobori de la o cascadă și o vezi în vale. Vezi toată mnașterea da, și Da, dar nu de-aia mă nu Swamp da, camp -ul. E una cu nu, e... rice deci pickers. Este... Mm, nu, aia e în 1. E în 1, 1? Cu lacul. Cu lacul de acumulare, cu baraj. Da. Cu astea. Okay. Și acolo au terasele. Mai... Mai ai, de exemplu, în Gothic în Gothic 2 e la fel, când cobori prima oară spre fermă, iară, ești undeva sus pe un deal și o vezi în vale, ți-o prezintă înainte să ajungi acolo. Prima mai înainte de in, de, de tavernă? E după in. deci după de inn. la in, deja începi să vezi. Aha. E chiar în capătul hărții unde e onar, onar și cu mercenarii. Da. În asta în, s-a ascunse, adică tabăra din mlaștină e ascunsă, înainte să apuci să cobori în mlaștină, totul doar o canopie din aia de copaci, ai Harbortown la fel, e ascuns. Deci tu te apropii din stânga și din dreapta și el în sine ascuns de un munte imens, de o stâncă. Nu-l vezi de nicăieri de sus. Ba, e un, un, un unghi tubios unde te poți urca și poți să vezi din Harbortown. Și cam oposit Harbortown-ul. Am, am încercat să-l compar cu Corenes din din doi, care, nu vreau să zic că nu că nu sunt oameni care își văd de treaba lor, dar e așa, parcă sunt niște ruine în care s-au acuiat niște oameni Adă în adică Harbour Town. Adică, este mult mai mare. are, are și mai mare, are a, am găsit, mă amintesc eu greșit. Nu, dar de, și diversitate de peisaje mai mm -hmm. mari, adică ai The Rich Quarter, ai The Poor Quarter, ai, da, ai a, The Docks, unde a, sunt... Uh... Asta era altă, altă chestie de voia să ajung. Îți prezintă Harbour town ca o chestie din asta stratificată, că mm -hmm. ai The Gutters și ai The Docks și ai The Merchant Quarter și ai the upper quarter, dar nu te păște nimic ca să intri. Adică în, în Gothic nu te lăsa să intri în the rich quarter până târziu de tot. Trebuia să te înscrii da, asta, la o chestie. Asta e, nu, era, era un check pe care l-au făcut ei ca să ne ai acces la anumite zone. Pai uh, păi da, dar e chestia de climbing the social ladder care cumva guess, lipsește cu lipsește I guess, I guess. O, o, există și în reason nu, Dar mm -hmm. nu ai punctul ăla în care gata, acum a pus să intre aici la noi, ești de-al nostru. Da, deci singura, singura, progresie pe care am simțit-o era că din când în când Don bani mi-a oferit să-mi vând o armură mai bună. And what a joy that was. It was a joy, e fine, că e singura progresie materiale pe care o să face materie de gear, dar e așa... Like, nu m-a să intru în zone pe care nu, care nu mi erau accesibile înainte. N-am simțit că ah, acum chiar îți part of circle cu voi. I te lasă să intri încă în, în încăperea lui acolo în munte. Aia târziu, în ultimul capitol, când aduni piese. Asta, asta e o dată. Cu modul în care este structurat și modul în care, modul în care ți se prezintă harta în mod normal. De asta n-am poți să zici că e o chestie de, doar de estetică. Ok. Mai e o chestie care în, în Gothic, mai ales în 2, o simțeam și n-am simțit un în Reason. Modul în care evoluează lumea pe măsură ce progresează jocul, în fiecare capitol în parte, adaugă inamici noi, pack noi din amiserii, fresh ecosistemul mm -hmm. jocului. Sunt câteva chestii care apar în Reason, de exemplu The Lizard Man, care apar la un moment dat pe toată harta. Da. Dar în mare nu, în mare nu apare nimic în plus. Deci dacă ai terminat cum am făcut, eu am curățat cât am putut din harta în capitolul 1, că știam cum e în Gothic. Da. Trebuie să aduni tot, că altfel vin moștii mai mari și îți mănâncă experiența, dacă nu, yep. dacă nu te ocupi de asta. Capitolele 2, 3, 4, 5 le-am făcut în un sfert din timp. Îți respectă că... timpul. E un joc care îți respectă Da, pe de o parte Dar pe de altă parte E chestia aia. când Să mă apuc să, fac, să, să curăț harta acum Să aștept până mai încolo O să mai evoluez Să dispară mobii ăștia Nu știu În capitolul 4 efectiv M-am teleportat în 5 locuri Și am adunat 5 chestii Și am terminat jocul A fost capitolul 4 În, în asta, okay. în Reason în Gothic ai capitolul în Gothic 2, ai capitolul 5 care trebuie să aduni oameni care să vină cu tine pe barcă, să faci un cru de vapor și în capitolul 6 e un dungeon lung unde trebuie să, trebuie să l bați bossul la final. Uh -huh. Dar chestia care mi-a lipsit cel mai mult din mai ales din Gothic 1 și într-o oarecare măsură din 2, băi, mi s-a că toată lumea e prea prietenoasă cu tine în jocul ăsta, inclusiv bandiții din uh, tabăra bandiților. Adică m-am întâlnit foarte rar cu ceva care efectiv vrea să mă bată în Gothic 1 era pușcărie, era literalmente pușcărie, te întâlneai cu toți, ca o să te scheamă, Bă, este bază, de timp să faci errands. Nu păi nu, nu e pușcărie, Edgar, dar dacă e același joc și același personaje, același arhetipuri și același tabere, mă aștept să fie pușcărie. Lumea <laughs> vorbește ca și cum ar fi o pușcărie, ba, e o insulă de pe care nu putem pleca, yes. o Vor, au venit au preluat controlul și n-ai voie să faci nimic, pula că am făcut ce am vrut eu tot jocul. Aș și în Gothic faci ce vrei. Păi da, dar în gotic Înainte să ai acces în locurile unde să-ți armura Ca să faci exact. Ce vrei. Cut the frustrating part Nu mai partea dar bună în tâi, a jocului. În tre 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 Trebuie să fii întâi bicior din sezonul 1 Înainte să fii bicior din sezonul ești 4. un 4 pic, Ești un pic la început <gătă> Dar după aia, adică treci mai departe la the good shit Doamne, cât am stat în gotic 1 și doi să, mai, puț mai puțin în 2, că l-am jucat mai târziu Dar gotic 1 a fost atât de nothing Nothing, nothing, până când înțelegeam care Ce ceva jocul de la mine Reason 1 zice din start ceva de la tine, știi ce face experiență, again, mai bună. Nu contest că e mai bună, nu contest că este foarte bine polișat. Și că e același, de același joc. Deci... <sus> chestia care e, e, e același joc. și nu are sens să-l joci. Tot mai ți-am zis o de low, moduri în care nu este același joc. Sunt minor de chestiile asta și te, te cred pe cuvânt că a, a, avut un impact puternic asupra ta, dar ca, 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 joc e același. Mi se pare aberant ce zici. Nu dar e, e aberant înainte să revin la asta vreau să spun să I nu am mai based, based and you are hater. cringe <laughs> Nu, no, am I am based and you are cringe Fuck. Nu vreau să o, o zici zic cineva în chat atunci când mă, când mă declanșasem eu că eu acum o să mă duc să fac hate play la Reason doar că zic că e de căcat Nu, nu, e bun, l-am terminat, am jucat 60 de ore Din păcate am e, e bine. e singurul Reason bun Da, mi-a trist amintiri L-am terminat, m-am enervat în continuu pentru că e un bug pe sisteme moderne, poate, în care când te agăți de un ledge, să te urci, îți dispare personajul și te pune într-un... Da, Trebuie să dai quick save de orice grab, pentru da. că altfel poți să-ți fuți jocul și să nu mai poți să dai să continui de acolo dacă n-ai salvat. Yes. Sau dacă ai salvat din greșeală când ești în state-ul ăla. Dar în rest nu am dat de probleme, mi-a plăcut, mi-a plăcut să explorez, să-l descoper. Boss fight-ul așa un pic, like, e, un, e un puzzle boss, nici nu. M-a enervat că după ce m-am chinuit să-mi bag skill de sabie, la final mă obligă să echipez ciocanul mistic al lui Thor, Gnarok și să mă bat cu el. Like, și oricum, dar nu contează, nu oricum trebuie doar să apeși butonul care trebuie când trebuie. un pic puzzle platform quick time boss. Dacă nu le fac asta într-una și mă și pe mine mă cam supă, în doi de colecta niște artefacte și la final te bați cu ele nu și să... eram like, da, am deja expertiză maximă în anul asta. Da, și nici n-am făcut nimic cu armura aia faină pe care am colectat-o, pentru că efectiv nu mai erau mobi de bătut în, în, momentul în care am terminat să, să, adun armura aia de final, nu e un dungeon pe care trebuie să treci ca să ajungi la boss. Trebuie să treci printr-o zonă unde deja ai omorât toți inamicii. Da, e mai, e mai, bine, mai să... bine, în, în gothic cu dungeonul da, de final. Să pui da, la lucru ce ai luat. Da, da toate, toate skill urile toate skill -uri și armura și gear acumulat și mm -hmm. nu ce am făcut. Mi-am făcut 20 de poțiuni de strength și le-am băut și m-am dus pe el. Și nici nu faci nimic cu strength. Puteam să am strength 1 și băteam bossul ul nu-i dai damage. Da, e, e fine. Deci reason Chiar e un joc fine, da, într-adevăr, pentru cineva care vrea să înceapă azi uh, cu jocurile Piranha Bytes, poți să începi direct cu Reason. E, e o experiență mult mai polished, mai puțin frustrantă decât Gothic. Bine, bine! Atunci Dar Reason nu e același joc. Să spui Atunci, că același e aceeași joc. joc. Mi se pare aberant, Edgar. Și de ce mi se pare aberant? Pentru că noi ne căcăm pe noi atât de mult timp să spunem că jocurile sunt artă, jocurile sunt chestii pe care trebuie să le arhivăm și să le conservăm. Oh, nu am o să tot tot Stopbox-ul <laughs> meu. <laughs> și că. și afirmația asta că e ca un model de telefon model așa cel mai tare, ah, a, apărut modelul nou, poți să-l vinzi pe OLX pe la vechi, că a apărut asta și mai bun de atât de vedere, e strictly better, are cifrele mai bune. For all intents and purposes sunt anumite serii mari tipărei care sunt construite de parcă ar fi un model mai bun de telefon și te să pe celălalt. Absolut, nu, există nu zic, FIFA. Nu, nu zic, da, nu, nu zic că n-ar trebui păstrate toate versiunile precedente, dar ei așa l construiesc, așa, așa îl produc, ca fiind, just get this one, e mult mai bun decât Adică, făcând, da. făcând abstracție de nostalgie și de chestiile astea, există un anumit, un farmec aparte pe care l are seria Gothic, uh -huh. pe care, cum am zis... Spirana Bytes, sau aceeași companie, au încercat să-l reproducă cât de fidel au putut. Dar știi, lightning in a bottle, nu poți să reproduci 100% chestia asta. Doar dacă, doar dacă făceau efectiv o altă colonie, cu o altă pușcărie, cu o altă, un alt oraș într-o cavernă și eu, au încercat totuși să facă ceva nou pe același schelet. Ostrogotic. gotic. Și... Da, Visigotic 2. Da. Dar au păstrat, au păstrat chestii care, cum am zis, nu m-așteptam să le revăd și totuși au fost acolo. Deci da. respect, apreciez chestia asta, dar... E, e evident gothic că își... e, e făcut să fie gotic în continuare. Da, dar gothic își are în continuare locul. Acum, da, că o să fie frustrant pentru cineva care încearcă să-l joace, da, absolut. Dar, își, eu tot cred că își are locul pentru că are chestii pe care le oferă din, din perspectivă de atmosferă, de verticalitate, de uh, structură și de dinamica socială dintre da, NPC-uri da. și personaj, care cumva se pierd în, în riz. Nu se pierd îs altele în Reason îs diferite. Pentru jucători mi se pare că Reason nu te învață mult mai bine cam ce vrea gothic cu de la Absolut. Și... Nu, 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 dar zic că an -lumină. te prinzi ce trebuie să faci după aia dacă da. joci gothic cu după aia o să ai a more pleasant uh, game. Aia da, e foarte posibil. Pentru că, ah oh, ok, am făcut ca în Reason, aici trebuie să mm -hmm. încep să da. haggle cu ei. Aia e ai, mai greu trebuie... aici, nu contează. I know what I need to do. Știi, știi pe ce să pui accentul, știi pe ce să pui accentul și după aia, uh, după aia continui uh, și, yeah. da. Practic în Risen trebuie doar să Nu scuze, când joci Gothic după Risen Trebuie doar să înveți cum să iei chestii de pe jos Și după da. aia golden Și să te În Gothic 1 mai ales Să te bați, am zis Stânga-dreapta, stânga-dreapta E un ritm Dacă ești bun la pat Ești bun și la combatul din Gothic Dacă nu, asta este <laughs> Băi Deci a, Ok, fine, Absolut Gothic 1 și doi sunt, sunt niște jocuri De, de sine stătătoare și uh, Colosseum uh, creierelor Campion <laughs> neufis. I was Trebuia să-l duc pe Sam Cider. I was uh... <laughs> Am zis o... Am văzut că a, Prima oară când am zis Că stă același joc Am zis-o la, la de Dar eram, eram on a wave mm -hmm. Și am văzut că te-ai enervat Și eram like Știu. Oh Da Identice. După aia mi s-a părut că mi s-a părut că Ai început să zici, <laughs> să zici că O să și Ilio aia Și și porcus chestia Dar după aia Mi s-a părut că Ai început să zici Inclusiv ca reflex Adică erai pe stream Și erai like Bă, Triza nu, nu, mult mai bine, mult mai user-friendly și era, like, da, 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 de, de acord, de acord, da, da, și de acord, și de acord, de acord, și aia, la final, drept pentru care nu mai jucați gotic pentru că nu are rost să același joc. Nimeni nou, dacă vrea să se distreze, n-ar trebui să înceapă direct cu gotic 1 și 2. Nu o să contest. Pentru că, pentru că sunt eu, eu un, un perete imens nu. Deci, de, și, de user friendliness. E suficient de similare cât să zic că nu, nu pierzi nimic din. nu pierzi cumva cum să zic progresia lor ca developeri zic, zice, uite de unde au pornit și unde da. unde au ajuns. Îs serii unde merită să le joci așa ca să uite GTA-urile, GTA-urile absolut merită să le joci în ordine ca să vezi cum s-a ajuns la GTA 5, ceea ce da. am fă și făcut eu. Dar la Gothic și Reza nu cumva paralele, Se but Uite, dacă, dacă era cu adevărat șmecher și meșter, spune că Reason 1 nu are o uh, The Ulumulu Quest, deci uh, fake fan. True, n-are de un urșac, nu are de, de Ulumulu, are niște, are like, niște ogres care sunt basically orci. I guess, I guess, da, Ulumulu. Are niște, are niște râme care sunt basically swamp sharks. Uh, îmi plac mai mult rumele ca design sunt mai, mai neplăcute. Swamp Sharks au un cioc care se deschide în floare. Păi și râmele, nu? Nu e aceeași chestie? Nu, e mai... sau... E e Le-am bătut. Le e... bătut prea repede mi mi, 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 se pare, mi se pare foarte, foarte evident Faptul că piana Bytes Vor să le facă tot Numai să nu fie copyright infringement Da Mi ciudă că nu, Cred că de-aia s-a oferit Din a reproduce Shadow Beast-ul Era prea Din 2 Posibil deci când te duci cu un Shadow Beast prima oară în Gothic, ca și pe tine. A, ah, da, mă, uite ce lipseau. Snapperii, mi-au lipsit snapperii. Am zis că nu mă leg de faună, dar snapperii mi-au lipsit. Care erau snapperii? Velociraptorii, velociraptorile. Uh, apar în doi, care... apar în doi. Da, ok, că știi, e o chestie din aia că majoritatea animalelor când te apropii de ele intri în range lor, încep să te amenințe și trebuie să-și facă animația aia de amenințare de 3 ori înainte să vină spre tine să te atace. Da. Snapperii în secunda în care le intrai în area de acțiune începeau să te urmărească încet, nu alergau, veneau încet către tine și când ajungeau suficient de aproape începeau să alerge mai rapid și te urmăreau mult mai mult decât orice alt animal. Aici, aici lipsește ceva de genul ăsta. Ah, da. N-au băgat chiar tot, mă uit acum la, la Swamp Shark, că nu mi în aminte cum sunt, da, este evident aceeași chestie. Numai că ăștia sunt mai degrabă, nu știu, reptile și aia sunt mm -hmm. râme, dar na. Da. Uh, au și colții în afară, uh, râmele de mlaștină din Risen, da. care sunt le fac un pic mai neplăcute. mai uh, o, a ca, ca niște lipitori. Exact, mai asta e și asta o face mai ea. Ăștia sunt niște șai mm. cu luți de apă. Da, da, șaiculuți. Și iar apropo de cum progresează quest și pe parcursul capitolelor, o chestie care mi-a lipsit la Reason e că, bă, nu apar quest-uri noi în mare, adică ai terminat în capitolul întâi ce aveai de terminat, gata, Harbour Town nu mai e ce faci acolo. Da, mi-a plăcut în schimb în Reason 1 și mi s-a părut un quest memorabil uh, faptul, uh, quest lui Patty care este, pa, pa, pare să fie pentru... pare să fie un quest mic pentru majoritatea jocului, mm -hmm. jocului și după aia la final de tot aflică da. mai o întreagă parte din quest ăla pe care trebuie să o faci și da, da. că e și, e aventura aia cu trebuie să sapi o comoară să găsești și, uh, și se, se... se, vede că voiau să investească în Patty să -i... Patty e singura pe care camera insistă când vorbește, adică o încadrează ca într-un joc Bethesda și ți arată personajul indice ce vorbește, nu doar un pic de unghi. Avem de-a face aici cu persoanașe. Patty în Re Reason 1 este de uh, manga, Patty in Reason 2 <laughs> este de the, the <laughs> hentai adaptation și Patty în Reason 3 este de porn parody, pentru hmm. că... Cam așa s-a întâmplat Cred că vei zici anime, nu hentai adaptation Am zis hentai? Ai ah, zis hentai A, kind of, kind of. Nu, că mă gândeam la, la finalul să fie porn și probabil că de-aia mă gândeam <laughs> <laughs> Dar ok, yeah, nu, de anime adaptation și după aia, după aia la, no. în, în Riză 3 este the porn parody Pentru că, god damn it, sper ca Alex să se fi întors un pic înapoi Că Riză 3 este atât de departe de, de ce a fost gothic cu vreodată ah, Vom afla în da, curând Da, vom afla asta este atâta, m-am jucat Gata. am depus efortul punem de uh, punem jos am încercat să, să am zis, nu mai pot să, să vorbesc căcat până nu mă joc reason, promit că nu mai zic că-s am... același joc niciodată și dacă <laughs> zic am uitat și call me out <laughs> Minute, nu știu like, cum o făcea Edgar. Edgar se gândește, ce vreau să mai joace Edgar? În ce mai vreau să joace Paul? Mh, Paul, știai că Devil May Cry și Fallout 2 sunt același joc? Nu, te atac la, la unde trebuie. Devil May Cry, eu nu știu să joci Resident Evil. Devil May Cry e același chestie. A, da, 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 Și... Că la, nu e tot cu băieți, cu părul imo, japonez. Actually, actually, stop me if I'm wrong. Aventura ta te duce într-o într casă veche, abandonată, mm, care pare fi, mm, pare fi, posedată de mm, un rău malefic și tot mm. jocul te chinui să iei chei fistichi să le bagi în lacă te fistichi. De Ia <laughs> descriu un joc japonez. Nu chiar, e în mod special Resident Evil. În mod special Resident Evil, Pentru că și în Silent Hill ai chei normale. Nu, în Resident da. Evil ai statueta asta care intră în gaura cu statueta Așa e și de vreme ca mm. Cry 1. Nice. <laughs> Deci Atâta, men. Am, am, bravo, bravo. am terminat Coloseumul Creierelor. Ai jucat tare. GG. Am jucat tare. Ce? Am zis GG. 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 Ce gen? Nu. GG. GG. GG Ce ai jucat GG? Am jucat Team Hospital în continuare. Team Hospital, doamne. Ah, oh, 2 uh, two, two, point, point. two, point. hospital. Two point hospital. chestie. I mean, am uitat să anunțăm de la început că ne-am mutat pe Twitch. Trebuia să ne anunțăm de la început. Ne-am mutat pe Twitch cu streamurile. Hey, Mișcați-vă pe Twitch care ați mai rămas pe din afară. Streamurile vor fi Twitch numai pe TV Twitch. Vezi, la joc și vorbe. Acolo vor fi toate streamurile noastre de acum înainte. Ne place platforma, e mult mai ușor de folosit, e integrată cu OBS-ul, e o experiență mai plăcută pentru noi. Deci acolo dați un follow. Bam! Vedeți joc Și săptămâna asta O să fie O să fie destul de interesant Pentru că Paul O să joace în continuare uh, Castlevania Symphony of the Night Și uh, o să-l termine Da, nu știu, man Cât mai am din el Chiar n-am idee. O să joace mult în schimb. Ideea nu era să povestim ce o să streamăm, că a lăsăm pe, pe mai la final. Am vorbit, am vorbit de two point, am vorbit de two point deja, de aia zic că... Da, ai vorbit mai de mult. Mai mai... Da, ok. Mă gândeam că poate vrei să mai vorbești Nu, despre el. Team Hospital 3D. I'm not even gone. Același joc, dacă vrei să spui. Nu, este. ok, mă, joc two point hospital, îmi bag picioare mă joc și Team Hospital. Este același joc. Nu chiar e același joc e, yeah, yeah, yeah. Well, actually, în Team Hospital era într-o Actually, da, Team Hospital nu a avut niciodată un DLC cu time travel Ok, my prince mm? My prince Șahmat a Nu e niciun motiv atunci să joci Team Hospital când ai Two point hospital Bam. Iată <laughs> Sunt multe jocuri de astea vechi, Paul, care au, au, primit, au primit un modern remake, au primit urmaș spiritual și mă bucură chestia asta. În unele cazuri e efectiv... Ai zis cumva spiritual? Da. În... De... Ce? De be... De Debe... Ce? Nu. De la cale, ah, on... Nu, îmi pare rău. I'm never on Chiar this. și când încerc... Chiar când încerc să te, să te cruți Nu Nu-mi permiți Pentru că I'm never on that mindset Niciodată Trebuie tu să dai tot, Ca după aia no, să, este, să fiu pus vei, vei în gardă în iat, continuare Până nu simt că nu te mai prind cu el Acum orice zici Orice zici Hai, Paul, hai, zi, zi, pula la măgară Nu, nu, asta vei să zici e, că Acum îți permiți Vorbeam despre victimele războiului din Irak Irak? More De like Irak da, exact. Uh, și uh, ceva zic este că sunt, sunt, îmi place. A, a început prin uh, 2010, prin anii aia, prin 2010, s uh, când uh, apară urmași spirituale la jocul mai vechi uh, Cold Classics. Uh -huh. Și uh, Two-Point Hospital, tot așa a fost anunțat cu, cu fanfară și uh, cu îmi sper că Kickstarter sau ceva de genul că a fost crowdfunded cred. Oricum, a ieșit și uh, este, este într-adevăr. Team Hospital, vechiul joc de la Bullfrog, da. în care uh, construiești camere și uh, le populezi cu uh, tot felul de aparate specializate ca să vindeci boli. Și toate pacienții Gen vin... Gen cap umflat. Exact. Sau uh, ai uh, reptile dysfunction. <laughs> reptile dysfunction? Este o boală din DLC-ul cu time travel, dar o ador. Cum se întâmplă chestia asta în caz că n a jucat niciun Theme Hospital sau Two Point Hospital, pacienții vin cu o boală anume în spitalul făcut de voi și trebuie să urmeze următorul lanț. Ai, în primul rând, general diagnosis, mergi la doctor, te trimit într-o cameră de further investigations, dintre care ai o grămadă, ai x-rays, ai fluid. Medicul de familie Exact, fluid extraction, ai o grămadă de camere de genul ăsta pe care tu te să le construiești. Dacă nu ai o astfel de cameră, diagnosticul va fi mai slab sau cu o șansă mai mică de succes. După care ai camerele de tratament, ai the hospital ward în care oamenii stau în pat. Ai uh, The Bone Fracture World, în care oamenii sunt puși pe o chestii așa foarte complicată de scripeți și după aia îi bagi într-o mașină <laughs> de refăcut oase. Uh, uh, toate to sunt haioase, toate au cât un gimmick de ăsta tâmpit, au cât o glumă vizuală sau verbală. Uh, uh, și a asta trebuie să faci cu pacienții. Da? Doctor general, investigație, 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 tratament. Și devin din ce în ce mai complicate, pe măsură ce progresezi în joc. Plăcerea jocului e să vezi boilele, să vezi glumițele din boli și să vezi animațiile de, de tratament și de, 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 în fiecare pas și ăsta e jocul. Partea de... Și să faci profit masiv din a acorda îngrijiri medicale. Uh, și asta, ești încurajat să faci profit masiv, dar e un joc foarte prietenos și casual, aș putea spune. Și mă bucură chestia asta. Adică n-aș vrea să să mă chinui să fac balans cu finanțele când eu vreau doar să văd oamenii cu mintea acolo și facă uh, le animation. e structurat pe misiuni da, ca primul? sunt misiuni. Sunt okay. uh, fiecare... Care tot descoperă uh, din... Da, fiecare spital, pe lângă că uh, pentru a completa un spital și a merge mai departe, trebuie să uh, îl aduci la o stea. Care este primul prag în fiecare spital. Și fiecare spital mai poate fi uh, jucat cu obiective pentru, pentru un total de 3 stele plus una bonus care reshuffle e totul. Eu, hmm. E un sistem de-asta, de adăugat și ăsta într-un DLC ulterior. Îți uh, reshuffle-uie niște cerințe sau niște nu știu, scenarii și te pune într-o situație nouă în același spital vechi. Uh, și ăla ar fi the last star pe, pe fiecare spital și uh, mai ai uh, sistemul de progresie în jocul ăsta ai o meta-currency pe care tu o dobândești făcând obiective în jocuri, în, în spitale. Și cu această meta-currency, uh, cu doj se numește, cumperi. fai uh, atât. Totul, totul in-game, decorative, uh, utilitate pentru spital, uh, chestii snack mașinuri, uh, snack mășinuri și stichii mai încolo. Poți să cumperi un, literalmente un taur de la mecanic să-l bagi în spital pentru că e foarte important să ții pacienții entertained cât timp așteaptă acolo. Mi se acolo. pare normal cum să nu te urci pe taurul mecanic când mergi la spital, deci mi -a, honestly. Am, mi am, făcut spitalele, de ce nu mergi la spital? <laughs> exact, mi-am făcut spitalele cu tot felul de jucării de astea. Uh, cel mai simplu, Poți să eviți, poți să faci un spital care îi crede că e cât serios cu itemele pe care ți le oferă jocul, dar jocul îți oferă și alternative. De ce să-i pui un, uh, un, magazine rack când poți să-i pui a fucking pinball machine în spital și îndeplinesc aceeași funcție? It's, e, e genul de Nu de pot joc. să respect un spital unde nu poți să mă joc pinball. <laughs> e genul la de joc în care te lasă să, 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 să te exprimi cum vrei tu și să-ți construie spitalul pe care tu vrei să-l faci. Poți să pui fosile de dinozauri pe hol, to make it more appealing, sau poți să pui pur și simplu de informative cu boli. Chestia e genul ăsta, it's, it's fun. Nice recomand Two Point Hospital cu toată căldura. Fine man, nu mai trebuie să jucați da, Team nu. Hospital de loc. Ba, nu serios, e un joc mult mai mare Team Two Point Hospital. Mă doare, mă doare la puț de Team Hospital. Ba, și Team Hospital mi se pare că rulează bine, mersi. Există un open source Team Hospital și dacă vezi neaparat îl cumpărați pe GOG și după aia doar să treți L-am jucat de pe Origin, a fost gratis pe Origin, mm -hmm. l-aveam, l-am jucat fără probleme pe da, Windows. Nu, da, Nu, nu dar zic că există nu și configur. există și un open source version care poți să l vezi la mai mai mare mm. 1080 este mai mare. Da, da. Bun. Hai pa, o să vedem ce aduce poștașul. Să vedem ce aduce poștașul în primul rând pe SoundCloud la episodul 220 Orificiul lui Skarowski, 2021. Da. Și ce orificiu? Pentru a fost? că a fost și este cald. Da, în continuare Ador logo-ul ah. pe care l-ai făcut, Paul. N-am apucat să zic, dar vreau acum de, de față <grijos> cu toți oamenii să zic că e foarte frumos și uh, l-am făcut în principal pentru Ilioia aia, pentru că știu că el a văzut community. A, nu, să știi că e și stand-alone. Merge stand -alone. Eu prima dată când l-am văzut da, Pentru că l-am adorat da. și nu știam community. Eu n-am văzut. Da, pentru că Asta, asta, gluma este că da, arată ca un Sphincter. Yeah. Avem un comentariu de la Turbin Store care zice, cu versiunile alea Reverse Engineered poți să joci GTA 3 și Vice City și pe un Switch modat. Corect, e? Yeah. Nu știam, că se poate. Păi, atât ce refaci codul, e portat peste tot, gata, ai codul. E vreun loc unde nu poți să joci GTA 3 și Vice City? Știu că s-a răspuns să pe telefonul celular. Sunt lansate oficial pe telefonul celular, dar abandonate da. de foarte mult timp și nepeaciuite. Ne, ne, ne sunt game breaking mm -hmm. banks pe ele. N-am putut să termin San Andreas pe celular, n-am putut să termin Vice City pe celular și am încercat. Prietenul nu, a jucat mult San Andreas, s-ar putea să se fi reparat bagurile? Trebuie să la un moment dat? Trebuie să reverific. N-am mai încercat de mult. Mm -hmm. Da, da. Oricum a fost foarte mult timp ignorate. Ceea ce, you know, it damages the, the, game că lumea ca mine se și au ce aminte că nu se pot termina. Mihai Pop ne zice, apropo de conceptul de pro-gaming pro scouting, că ziceam noi că aparent la licee se duc scouts să recruteze da. pro-players, că adică ei caută pe aia care ar putea să fie obsedați de loot boxes. Mm? Se bage în liga de deschis loot boxuri. Oh, nu! Nu mai bine să angajează de se... la despachetat chestii undeva la Amazon? <laughs> Așa. Um... Tot de la Mihai avem toate jocurile US made, sunt pline de stereotipuri. Pe de altă parte, polonezii sunt doar criptofascisti ultra-religioși mai nou. De foarte mult timp, dau. Am, sunt... am stat și am rumegat-o pe asta. Da. Cred că totuși în, în, industria jocurilor și industriile astea mai moderne, ai probabil un nivel mult mai scăzut de ultra... Ultra creștinism fundamentalist Așa dar tot e informat de o societate profund conservatoare. De aia avem așa de multe controverse din astea sociale venind din studiurile poloneze. Într-adevăr, pentru că, na, ori un progresiv din Polonia nu o să fie un progresiv din uh, San Francisco. Păi, da, asta spuneam, că spunea și data trecută, că sunt alte sensibilități da, da, legate și de mediul în care am crescut în Europa de Est și True cât de mult ne-am prăjit creierul pe, de știi cât, pe Twitter-ul progresist. Cât de mult mi-a luat să-mi scot din reflex de N-word trăind în Cred România. Cred că dacă vreți, dacă vreți să aflați cât de, cât de greu, puteți să scuzați primul an de podcast. Sau să uitați că a existat vreodată, dar nu ne ștergem, nu, e acolo, cancel Nu le ștergem însă acolo, au content warning și rămân acolo. Come Rebecie, at este us. monumentul rușinii. Come at us. Clip. The N-word, the F-word, the R-word, care au fost cel mai greu de... Da, 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 da. Chiar și F-word? Serios? Remunțat. Avem și F-word, da. Care că da, era cea, speak. Would be the, the homosexual uh, slur. Da, da? slur homofobic, da, da. da. Că n-a, știi cum era... Când îl foloseai, considerai că e ok să-l folosești în alt sens decât ca o chestie care se referă la homosexuali, ca așa ne învăța South Park. Toată lumea știe că singurul, singurul, singurul singura utilizare corectă este când cânti împreună cu prietenii Money for Nothing de la Dire Straits. <laughs> okay. Dacă nu știi, it, they do say it in the, in the chorus. Știu. Și... <laughs> așa. Și mai avem... Tot aici un coment de la Mihai. Mă dezamăgește abordarea subiectului fantasy de obicei. Dacă la science fiction, asta era apropo de, ca să fac o paranteză, da. apropo de obsesia studiourilor este europene de a spune dar noi am vrut să facem un fantasy inspirat din realitatea istorică și de a nu avem oameni de culoare. Da. Era referire la Witcher 3 și la Kingdom mm Hearts. -hmm. Mă dezamăgește abordarea subiectului fantasy de obicei. Dacă la science fiction e logic să aibă inspirații din realitate, fiind până la urmă evoluția acesteia, la fantasy mă Stept la crearea unor lumi complet diferite de realitate în cel mai mic detaliu. Ok, ok, putem să începem să vorbim despre asta. Spuneai, spuneai că ai tu o opinie și am și o altă opinie probabil. Da, there's no escaping. Nu poți să scap să izolezi o ficțiune de lumea ce ne înconjoară, pentru că e un produs al lumii ce ne înconjoară, orice media, orice ficțiune, me, ficțiune în media va avea părți din lumea reală. Dar acum sunt părți din lumea, din lumea reală pe care le poți ignora complet și să te bucuri de the surface level sau sunt părți care te afectează sau le, slevezi mai, mai, mai strident și nu-ți plac. Asta e singura problemă la la ficțiune. Da. E în funcție de cât de bine e scrisă. La să știi urmă, că nu, am că văzut că... chestii foarte bine scrise de care s-au plâns oamenii că sunt prea nu știu cum și prea nu știu cum vezi Last of Us. Ca și ficțiune, nu, nu, nu. neapărat ca și fantasy. Zic că nu prea contează cât de bine e scrisă cât timp dacă tu ai, nu știu, vezi anumite chestii care te supără o să zici că wow! și bagă pe gât nu, realitatea. asta, asta e, o, asta, e o, dată, da. Dar în al doilea rând să, și chestia aia în care am mai vorbit noi mm -hmm. să hmm era vorba de Attack on Titan, care da. trage foarte mult din din istoria europeană da. până la, a, uite, avem aici o Holocaust. comunitate minoritară care e obligată să-și poarte o stea pe, o banderolă cu o stea și o, cu sud în piept și whatever. Și zice la că nu, nu-i o nu referire directă la evrei, doar am luat elementul ăsta ca element de world building. Da, 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 ele aves. sunt da. în ficțiunea ta și vor fi interpretate. Păi da, exact. Adică atâta, atâta, orice fel de ficțiune pe care vrei să o scrii, îi o unealtă. Adică în funcție de ce vrei tu să spui. Da. Poți să faci un fantasy care e la fel de incisiv și de critic cu anumite aspecte din lumea reală ca un SF. SF, da, SF. În principiu, eu de tot spuneam că mi se pare că Star Wars-ul e mult mai degrabă fantasy decât SF, pentru că, da, are nave spațiale și are Quantum Dark Matter, uh, Polygon, Fantasy, dar ziua. e, e cuvrajitor spațial care se bat cu puteri magice și se bat ăla mare și rău cu ăla bun și mare. Da. Și de ce zic că nu-i SF? Pentru că SF e o chestie foarte specifică. SF-ul studiază și analizează foarte specific modul în care tehnologia și știința afectează condiția și existența umană. Da. Ceea ce n-am văzut eu și citit așa mult Star Wars, dar în mare Star wars nu se axează pe asta. Star wars se axează pe aventuri și comploturi și politică în settingul ul ăla foarte vast de, într-adevăr, imperii galactice. Nici mi s-a atât de vast, cel puțin în, în filme și în... Da. Nu, în filme, dar se focusează mult prea mult Adică Prea des se duc pe Tatooine Merge și în alt loc de Puteau Deci pot fi toate Locuri de pe aceeași planetă mm -mm. Nu, no, Planeta de șer, planeta oraș, planeta gheață, planeta... Nu, deci de, de aia ziceam că îl consider mai puțin da, science fiction, yeah. că nu, nu studiază și nu analizează modul în care tehnologia interacționează cu societatea umană. Da. Dar ai, ai chestii gen, nu știu, Odisea spațială sau Philip K. Dick care chiar analizează foarte în detaliu ce impact ar putea avea o anumită chestie tehnologică sau mm -hmm. Star Trek. Star Trek chiar analizează ce impact are tehnologia asupra societății umane. Cum... Cine o să fim noi când o să avem o călătorie interspațială? Cum o să ne comportăm? Putem fi post-scarcity uh, civilization sau da. putem fi ca, ca extraterești ăștia sau... care sunt o reflexie a noastră dacă am luat-o pe altă cale. Da. La fantasy se schimbă un pic treaba. Da. Ai chestii gen Witcher 3. Witcher 3, Witcher în general, seria, analizează rasismul și prejudecățile. Prin prisma I mean, foarte... adică e, 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 nu, nu-i foarte... By far the wokest... foarte media da. come out of Poland. <laughs> da, da. uite cum, cât de discriminați sunt da. elfi elfii și dwarfii în universul ăsta și sunt paralele directe cu um, Nu mai, dar cred că, și, cred că atinge un pic și de, cu de slut shaming și pe chestia de genul ăsta legate de drepturile femeilor chiar, nu? Nu atinge un pic și, uh, și aspectul ăsta? Da, da. A, ba da, și absolut, și sunt șocat. Jennifer, Jennifer și cu... din Da, Polonia. Exact. <laughs> Uite, chestia asta cu că fantasy te aștept să creeze lumi complet diferite de realitate în cel mai mic detaliu, asta e, e, un criteriu foarte arbitrar. Ce înseamnă în cel mai mic detaliu? Că a, ah, păi uite, avem, am, nu știu, lumea cu, mă uit la Wheel of Time, da. să, altă lume, însă alte societăți, alte țări, au puteri magice, se luptă, au tot felul de zei și moști cu care se luptă, dar tot două mâini, două picioare au oamenii, tot trebuie să respire aer. Mă, mă, tot... mă faci să, să citesc eu acum Wheel of Time out of spite, ca după aia să zic, uite câte <laughs> chestii sunt similare cu chestii care s-au întâmplat pe <laughs> în pământ, I will not do that, 14. Though. I will not... 14 cărți. <laughs> Nu, dar îți paralel direct, adică Bine. se și insinuează că ar fi cumva înainte și după epoca noastră modernă, într-un ciclu temporal. Dar nu poți să zici că, na, ce înseamnă în cel mai mic detaliu, știi, diferențele, no, eu... adică înseamnă doar materie de setting, că așa ai, mă uit la orice fantasy și o să găsesc oriunde niște beduini care se, se urcă pe cămile și trăiesc în deșert. Nu că okay, e shorthand. Și te ajută da, e să înțelegi e. Mult mai, da, e un mult mai ușor de perceput. Și la fel, vezi chestiile astea inclusiv în chestii gen Star Wars. Uite populația care trăiește în deșert. Hai. Uite populația care adună chestii de Am -ă, și le vinde... Am stabilit că e Oare, ce, oare ce sunt Jawas? Niște negustori itinerari care adună scrap și le vând în fiecare orășel în care se duc. Yikes! I plead the fifth. Yikes! <laughs> Na, înțeleg... Pe de altă parte, ce zice aici Mihai că, da, câteodată îi obsesia asta, noi vrem să fie historically accurate, dar în același timp vreau să am doar și el în el. Uh, sunt să alegi sunt una. complet de acord cu, cu Mihai pentru că he is specifically talking about Kingdom Come Deliverance. Da, e, e vorba explicit, da e vorba explicit de chestii de genul ăsta în care mă apăr de critici invocând da. un criteriu din și asta. Sunt, da, that, that is on point. Dar, dar mi se pare că și Kingdom Come Deliverance în măcar nu este fantasy, e historical role playing game. Cred. Nu, dar este, e ficțiune, ficțiune istorică. Istoric. E yeah, Pavel istorică. Ok, okay. There da, deci poți să-i spui dacă vrei uh, istoria alternativă, dar este ficțiune istorică, vrea să reproducă Fidel, no. boemia... Zi ficțiune istorică, pentru că dacă îmi spui fic uh, istoria alternativă, m-aștept să fie și niște speculative acolo, să văd Uu, ce ah, s-a okay. întâmplat no, greșit. Nu Da, e ficțiune istorică, <laughs> da. vrea să fie în în Boemia, în mm. Holy Roman Empire, în secolul cu Pavel ficțiune istorică. Men in a high castle, istoria alternativă. The... Da, the... da, right. okay. uh, da, da, ok. da, da, sunt de acord, sunt de acord. Dar nu de acord cu, 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 uh, stu, uh, cuvintele în sine folosite, pentru că, na, nu poți avea nimic separat de, de lumea în care trăim, pentru că sunt produse da, adică de umane. inclusiv, inclusiv, na, Lord of the Rings. Da, e eu... operă seminală, haha seminală. I mean, chiar și acolo, uh, Tolkien spune, spune uh, jură că nu este nicio alegorie, dar o vezi pentru da, că a eu spune că e alegorie. Da, nu E clar, nu e alegorie, dar este informată și influențată exact. de experiențele lui pe front primul război exact. mondial, este influențată de... Pe perspectiva lui de englez alb colonialist că vezi de horadrim și ăștia și. Chiar, puse... și, chiar și faptul că invadatorii vin din Est, care este exact, împământenită da. în cultura europeană. Vin din Est călare pe elefanți. Cu cine oare aveau conflicte? conflict? Well, în nu, greană, aia e tehn tehnica să fi venit din Vest călare pe elefanți dacă te referi la Hannibal, dar, dar. Nu mă, nu, nu mă, mă refer la. Indian, ah, da, da, da. War Elephants, chestii. Also, yes, yes, mă gândesc la Huni, sincer, dar sure, whatever, no. go că și Huni, la fel. Uh, nu numai Huni, mongolii, la fel, au venit din Est. de zic că istoria uh, europeană este sunt legată de invazii din Est. Și na, Sauron, unde e? E în Est. <laughs> e undeva în munții Ural, ok? Let's, let's not mince words, sunt munții Ural aia, yeah? ok? <laughs> Băi, deci n-ai cum, n-ai cum pentru că tu trăiești în lumea aia și cauți, cauți inspirație din, din chestii pe care le cunoști imposibil de scăpat. Și ok, no. and that's fine! And that's fine! Iar cât despre stereotipuri, uh, presupun că se referă la, la uh, acele stereotipuri arhifolosite, folosite, nu? Cam aia e ideea. Că nu poți avea o, o ficțiune fără niște stereotipuri. Îți trebuie ceva ancorat în experiența tuturor. Era așa, am avut o discuție de trecută și cu... Uh, sniper Ghost Warrior <laughs> când e a dus să uh, împuște teroriști arabi. Da, și n-a spus că s arabi, you know. La Airsoft. We all know what da, the, uh, enemies, the enemies, the, tangos. Da, da, da. Și după aia trebuiau să, să facă... Ca, ca cine? Uf. Ca nimeni, ca inamicu. Așa face inamicu. Ca inamicu. Exact. Și după aia merge pe Camila acasă. Ca inamicu. Tipic inamic. inamicu. Exact Tipic inamic. Inimic. Anyway, dacă mai ai ceva din poștă... Bun. Uh, da, mai am dincolo pe, uh, pe YouTube. Avem uh, de la Porcus, Piranha Bytes, după ce vând LX2. Looks like meat's back on the menu, boys! Bai mă bucur dacă dacă Alex de devitalizează Piana Bytes. Ar fi o chestie. Și așa, ne lăsat un comentariu apropo de discuția noastră despre Chris Avalon care ne duce și în prima știre a săptămânii, care deci putem să zicem de acum că ajungem la știri. Nu mai stai la știri. știri. Și de cum am abordat noi subiectul Chris Avalon data trecută și ce detaliu mai a ieșit de atunci. Chris, zi ce a mai făcut? de la Call of Bear nu prea pricep de ce n-ar fi îndreptățit Avalon să le dea în judecat. A fost dat afară, fiindcă niște randoms au spus ceva de el. Să spunem că dă în judecată compania și după ce câștigă, lumea zice că nu a spus nimic de ele, fiindcă spun adevărul. Dacă pierde, evident că totul e adevărat. Nu prea văd cum poate să câștige, inclusiv dacă câștigă acest proces, tot o să fie destui care îl vor considera vinovat în continuare. Believe Women, ghilimele, presupune că nici nu te poți apăra dacă te știne vinovat, nevinovat, e nevoie să răspundă la absolut oricine consideră că poate să-i socoteală pe Twitter ca să-i fie acordată acea prezumție de nevinovăție, semnul întrebării? Este o tendință destul de clară de a crede posibil că un bărbat alb e agresorul și nu este deloc scoasă din experiența reală a multor femei, pentru că de obicei bărbatul alb cu putere face agresiune. Eu am zis că ce mi s-a părut mie atunci, a... adică ce mai damning, ok, a fost, cazul a fost în fost, uh... iar le-au uitat numele, victimelor care vor să devină celebre, le am uitat numele, Kelly și Carissa, Așa. care au lansat acuzații inițiale, și după aceea au venit încă aproximativ 100 de persoane despre care vorbim imediat da. care au zis da, confirm, s-a întâmplat ori asta se potrivește cu ce știu eu despre Chris Avalon și după a venit Jackie Collins care este o persoană cu poziție și influență în industrie, este PR pentru Riot Games da. și a zis uite ce mesaj slinos mi-a trimis Chris Avalon că s-a îmbutat într-o Deci s-a stabilit cumva un pattern of behavior. Da. Motiv pentru care am și crezut eu asta. Am zis și atunci, de acord cu dreptul lui de a, de a se apăra a așteptat un an de zile să lanseze procesul ăsta, despre care vom vorbi imediat, însă nu pot să știu și să spun care e adevărul și cine are dreptate. Am zis și data trecută, mi s-a părut convingătoare unele chestii pe care le-a spus el în postarea de pe Medium. O mai și detalii între timp despre proces și vorbim despre el imediat. Tu ai zis că ți s-a părut că este un slap suit uh, da, mi s-a părut că asta pare. Ți-am zis, eu am mers uh -huh. pe short, că nu la mână. I have no, no force da. in this race. dar mă pe experiența Dar, în trecut asta e și chestia că gândește-te cum mai spune dacă oh, te plângi că e udă apa și uh, după aia îți spun că actually the, the, the guilty party here e, e, e apa că e udă de obicei a, a, apa tinde să fie udă bărbații cu putere tind să facă abuzuri <laughs> la locul de muncă hai să desfacem <laughs> subiectul hai de Paul deci a, asta a fost uh, logica mea în chestia asta și Cristian Valon nu n-ai fost, fost singur că eu zis că e slapsuit. eu nu știam detalii despre da. uh, proces la vremea respectivă Fa, faza deci, ca, să spun că mi se pare că mie îmi spune Call of chestia asta sau să desează la ce am spus eu în mod special că începe cu de ce n-ar fi îndreptățit. Ar fi complet îndeptățit să dai în judecată. Nu, că eu cred că am fost, eu cred că am fost amândoi relativ charitable cu... Cu nu, nu domnul. mie mi s-a părut că am fost un pic mai uncharitable și uh, nu regret guess, că da, decât na. la proba conta, eu să-mi cer scuze, dar na. Acum, zic ce avem, de ce detalii avem despre domnul... Slap, un slap suit în particular este un proces pe care îl intentezi fără, fără să ai intenția să-l duci la bun sfârșit, vrei doar să fie tărăgănat în... Exact. Să închizi gura Să închizi gura Ca să nu poată vorbi Celelalte Partii Despre subiect că nu, Eu nu înțeleg chestia asta De la American N-ai voie să vorbești public Despre un anumit subiect Când Nu Și nici nu știu Neapărat Care este care este Logica La noi ai voie? Nici măcar nu știu bar, n-am Nu știu În fine Probabil că n-ai voie să influențezi Cumva public Dacă ești persoană publică Să influențezi Ideea e că Nu mai vorbea nimeni Despre Avalon Aici nimeni nu mai vorbea despre el în punctul ăsta. Deci ar fi contraintuitiv să înceapă un slap acum. Da. da. Dacă, dacă nu, s-ar gândi, vreau să mă reangajez și așa și nu vreau să poată să scoată din nou la iveală persoanele astea okay. ce au ieșit. Dar în același timp, dacă începi să vrei să te angajezi, nu trebuie să vină Astea o de persoane să vorbească, pot să vină altele care au auzit, deja au ieșit din cutie. Sau poate vrea doar să își restaureze reputația într-o oarecare măsură. Da, e și Bun. asta posibil. Păi, hai să vedem atunci ce informații au mai ieșit la iveală în ultima vreme. Deci, s-a depus dosarul cu șină. Chris Avalon le dă în judecată, în primul rând pe cele două acuzatoare din prima fază, pe Carissa Barrows și Kelly Bristol, care au fost cele care au ieșit. Carissa l-au acuzat pe el că au îmbătat-o undeva la o convenție, a dus o dus-o înapoi la hotel. Care cuvânt românesc pentru making out sau mozolit da. sau mozolit după care ambii spun că ea a zis că nu mai vrea și că nu au continuat mai departe. Deci asta e asta -i, au căzut de acord pe okay. uh, even, pe pe Ce acum n eu știu că dinamica socială nu e o chestie așa de simplă. De obicei, na, te mai îmbeți împreună cu cineva și poate se mai întâmplă chestii. Da. Eu personal nu aș... Dacă, dacă, aș fi cu cineva care o băut foarte mult, deci hai să l lăsăm pe altă dată, nu... Da. Când, după, după ce te trezești din mahmurală, mai vorbim, Dar vedem cum te simți atunci. nu avem legislație pentru chestia asta, pentru că e o linie foarte, foarte ambiguă. Exact, nu. da. Îi, a, acum, consimțământul, nu poți să-l dai dacă nu ești în de facultăților, inclusiv să nu fii sub influența substanților. Claro. Aia nu înseamnă că orice interacțiune pe care o întreprinzi când ai băut este non-consensuală, ci că nu poți dovedi că s-a dat. Poate vrei totuși să aștepți până să amândoi treci. În fine, nu, deci aici na, asta, asta știu ei, ce s-a întâmplat între da. ei asta e ceea ce s-a povestit. Avalon zice că da, au băut împreună și da, s-a dus acolo și da, s-au mozolit. Termul legal este a se mozolit. Da. Și care să spune că da, numai că el cumva a presat o presat-o sau chestia asta și după aceea s-au despărțit. Deci aici s-a încheiat. Okay. încheiat. A fost un pic insistent și după aia au încheiat amândoi da. acțiunea de mozolire. Da. Okay. Dar Carisa continuă să spună că Avalon este sexual predator și că a agresat și abuzat de prietenele ei mm -hmm. și cealaltă, cealaltă femeie, Kelly Bristol, spune că Avalon a pipăit-o și a făcut avansuri și Barrow spune că ea nu știa de chestia asta. Deci avem două acuzații în două părți diferite, mm -hmm. ambele sunt prietene, nu știau una de cealaltă. Și mai avem acea a treia, Jackie, cu care Avalon spune că a avut o relație mai deschisă și că după ce s-a despărțit de ea, atunci s-au supărat astea două prietene ale ei pe Aha. El și au început să îi caute în o dubapură. Asta este ceea ce zice Avalon. Okay. Atum, la momentul respectiv, în 2020, au zis că nu, nu sunt la nimica de genul ăsta, nu, au, nu, nu, nu contestat nimica din ce au spus, doar acum, când a ieșit cu postarea aia pe mediu, spune că e absolut fals tot ce au zis amândouă și că nu e de acord. La vremea respectivă, mai ieșit încă 100 de persoane pe Twitter care ori au zis că da, e adevărat, știu de incidentul ăsta și ori am fost martor, ori am auzit, ori mi s-a povestit, ori da, se potrivește cu ce știu eu despre Chris Avalon de la alte persoane. Deci cam între, între chestiile astea range cele 100 de acuzații. Și Avalon a depus procesul ăsta ca să spună că nu, nu este adevărat, aceste 100 de persoane mint când spun că știau detalii despre... Da aceste incidente și practic vrea să, ce zice el, e că vrea să descopere contradicțiile din, să fie obligată să depună mărturie, să descopere câte uh, declarații contradictorii dau Ok, a, a pus spotlight-ul legal pe ele ca să da. scape de grijă. Ok. Așa, Barrows, Carissa, prima acuzatoare, a fost, eu pe PC Gamer și PC Gamer a obținut reacții de la, de la Carissa, de la Avalon și de la un avocat care și-a dat și, -o da și cu părerea pe Twitter. Da. A fost un pic de dramă oh, acolo. Bai. Carissa spune, the only statement I will make at this time is that is that I stand by my story, după ce s-a procesul. I told the truth, I am not at liberty to speak further until legal proceedings have concluded. Ceea ce ne indică că vrea să se ducă și mai departe și să, să contracareze în sala de mm -hmm. declarația lui Avalon. Avalon neagă și el că folosește sistemul legal ca să le facă să tacă pe acuzatoare, okay. spune că, și asta e chestia de care spuneam și data trecută, că spune că he wants Barrows and others to speak more about what happened. Da. Și prin speak more, e exact chestia asta, că el zice că el, el vrea să le le-a lăsat loc un an de zile, asta spune el, că l a lăsat un loc un an de zile și că vrea să le dea voie acum să vorbească cât vor ele despre subiect în speranța cumva implicită că o să se contrazică și că o să dovedească că de fapt nu știau de, a, de incidentele astea între ele și că doar au încercat să îl atace și să-i distrugă reputația din, nu știu, da. the cancel culture. Uh, băi, mă, mă bucur pentru Avalon că Uh, atât de mult vrea să le facă să le mai mult încât uh, acum le închide gura o până să termină procesul. Uh, dar... Până. Da, am, am înțeles, am înțeles. El vrea, vrea să fie totul uh -huh. clar sub uh, presiunea da. legii ca să nu mai zic că ele ce vor pe Twitter, că știi cum sunt femeile astea, nu e așa, Paul? Adică... <laughs> ha, 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 ha. Băi! Oh. Acum, deci pe de o parte da Din toată chestia asta mi-e absolut E o chestie de atitudine da, Mi-e mi absolut clar că Avalon is a creepy guy <laughs> Mi-e absolut clar chestia asta Ai mi-a confirmat-o Mesajul privat pe care l a trimis <laughs> lui Jacky Collins Dar, nu, da, zi. Știi care e chestia? În, cât de creepy o fi el, are dreptul legal asta să ai, se apere, asta, mai ales da. în, în condițiile în care au o au avut de suferit financiar de pe urma asta. Sunt multe chestii în care poți fi uh, greu de lucrat cu sau greu de fi împreajmă cu uh, și uh -huh. să fie legale. Da. Și poate, și deci, poate da. că Chris Avalon adică țin să cred că asta e și cazul, Chris Avalon is not the worst of them all, dar asta nu înseamnă că nu e un om cu foarte multă putere în industrie care face viața da, adică mai grea nu... cuiva. Nu vreau să facem... Uh, iar ierarhia abuzatorilor. No, da, știi, da. Adică, nu, nu, nu toți da, sunt Ubisoft, e... okay. <laughs> da. Da, nu e cel mai rău caz de care am auzit, dar în același da. timp, știi, omul e o legendă a jocurilor, da. vai, Chris Avalon, vine Paul aici, a face podcast trei ani de zile, vai, Daddy Avalon lucrează la jocul cu tare. Are totuși omul o poziție și influență în industrie și da. probabil că e neplăcut dacă, dacă ai avut experiențe neplăcute cu persoana asta, să vezi cum toată lumea stă și pupă în cur și da, da. Tu știi, ai altă experiență cu el. Dar este dreptul lui legal da, de a este, se apăra. Este. Acum, un uh, avocat, uh, DM Schmeier, tot de pe Twitter, mm -hmm. a zis că din perspectiva lui, este, din perspectiva lui, asta arată ca un uh, proces pentru răzbunare și bullying și zice că Procesele ca cele indentate de Avalon sunt folosite de cele mai multe ori să închidă gura acuzatorilor. Exact ce ziceai da. tu, că arată, ca, arată exact ca un slap suit, Pentru că sunt scumpe și dificil da. de, ai... uh, de luptat. E greu să răspunzi la ele. Spus că nu poți vorbi în același... timpul perioadei, ceea ce e altă oprește da. de a mai propaga. Dar în același timp, Schmeier... Critică strategia procesului, zice că avocații lui Avalon n-ar fi trebuit să depună procesul în California, că în California statistic se favorizează partea apărată. Base! Cum e? Partea grâită? Da, <gântă>, da. În base? În, da, în, în. It's based in California. Deci, na, acum nu vreau să zic că asta e o dovadă că no. nu e un slap, dar. Putea să meargă undeva dracu în Nevada sau naiba știe în Arizona I și mean. să depună acolo. N-ar fi primul care face chestii de genul vă, domnă, ăsta. trebui să știe foarte bine Nevada. Da, exact. Deci, avem... Și că nu, zi, da. că nu, aveam, că nu aveam merit legal da. și tot. Schmeier zice că a te referi la cineva ca prădător e o opinie, nu este o, o afirmație factuală. Da? în contextul unui proces de defăimare și că nu e actionable în sensul mm -hmm. ăsta și că nu știe dacă Avalon poate să dovedească că acuzatorii pot să că acuzatorii au acționat din reavoință, mai ales când are cele 100 de celelalte persoane care au confirmat, da, declarații în sensul ăsta. Ce s-a zis. Da, și de aia, zi, de aia astăzi concluziile în baza cărora avocatul să zice că îi se pare că e un slap suit, pentru că e greu de, greu de dovedit partea lui Avalon, greu de contracarat din partea cealaltă da. și că doar e făcut să te Acum eu nu știu care ar fi scopul, cum am zis, nimeni nu mai vorbea despre asta, doar în cazul în care vrea să-și reabiliteze imaginea ca să poată din nou să lucreze în industrie, într-o oarecare măsură. Cum a zis Call of Bear, indiferent ce se întâmplă, o să rămână pata asta pe, da, pe personalitate, pe, pe Prezența publică, zimi. Reputația, reputația lui, da, da. reputația lui așa. Ma Mă faci pe mine să, să intru în panică că nu știu cuvântul. Da. Zic cuvântul, da. <gătări> Zic cuvântul, care mă gândesc. Pulă Pula să belesc, Așa. Avalon a răspuns și el la lui PC Gamer și le-a spus că el are impresia că Barrows și Bristol, cele două acuzatoare, au avut timp să își facă auzite acuzațiile, timp de un an cât el nu a zis nimica, și că din acest motiv nu sunt silenced. Pot să văd, pot să văd perspectiva asta, pot să... Să înțelegi, să fii de acord cu... Da, pot să înțeleg, pentru că, ai mean, da, ori nu cred că mai vorbea, cum am zis, am zis deja de trei ori, nu mai vorbea nimeni despre Avalon. E... Yeah. Deci chestia asta e o lăsați să așeze subiectul înainte să interțe proces. Este într-adevăr pronândul bărbaților online, observația asta, este făcut observația asta cu într-adevăr. Uh, believe women uh, te, mm -hmm. te pune pe tine ca bărbat în poziția în care orice, de orice vei fi acuzat de natură sexuală sau agresivă, va rămâne cu tine tot restul vieții această remarcă. To which I say poate. Nu tot timpul rămâne. Uh, știi care... Și ține foarte mult de, de câtă putere deții, ceea ce înseamnă că afectează da. bărbații puternici, disproporționat mai puțin decât pe cei... Exact. Sunt Exact. Sunt foarte mulți oameni care au o reacție viscerală la chestia asta, cum da. adică are voie are voie să spun așa, că ai tot timpul impresia așa instinctiv, mi se poate întâmpla și mie, că te-au învățat filmele, da. că asta fac că femeile psihopate, mint despre exact. tine, ai văzut filme cu, ai văzut Fatal Attraction în, când erai mic și ai impresia că tot timpul ți se întâmpla și ție. Ad Adevărul fiind că dacă nu ești ultimul dubios, șansele să pățești ceva de genul ăsta sunt minime. Sunt și în același timpă... Uh, nu, nu inexistente, minime. Again, ce-a făcut Chris Avalon strict pe ce avem dovezi, adică cu texte, cu mm -hmm. mesaje, it's still fucking nașpa. Băi, eu, eu nu pot să-mi revin de la mesajul pe care l-a trimis la Jackie Collins, pentru că efectiv... nu e legal, rău, dar doar nașpa. Da, nu e legal, dar s -o, s o potrivit perfect cu tot. Omul se îmbată și se comportă da. dubios. Dacă s o îmbătat suficient cât să zic zic zică la femeia asta care știa că are o relație... Știa că sunt, like, colegi de breaslă. Eu am vreau să-ți ling pizda. Dacă o făcut chestia asta când se îmbată, de ce nu aș crede și că se îmbată cât să fiu un pic pipăicios? Yeah, yeah, understandable. Cam, cam acolo sunt acuzațiile, da, understandable știi? să crești chestia asta, pentru că cele două de obicei tin să vină mână-mână când la o persoană, ah. da? Uh, whatever, știi ce? Hai să vedem cum, cum se, desf se desfășoară procesul. Da, proces. exact. Și... Adică asta v-am spus, că nu îi atât de tare s-o îmbârligat chestia asta încât simt că nu mai pot să am niciun fel de... Am încercat să am o opinie cât mai nuanțată pe subiect, dar mi se pare că efectiv trebuie să să vedem ce se întâmplă. Eu am fost, uh, nu știu mai departe fost ce putem SW să... Cac boy și am zis că maybe he is a creepo. Hai să so let's not. Și am fost le big rational thinky boy <laughs> și am zis <laughs> Paul, cine știe, scoate gardul din cur, Paul. Nu mai am stat pe gard. No! <laughs> Bun. Să belești pula la leopard. Oh my god, următorul proces e eu și cunoscuții de, cu toți cunoscuții tăi și facem un... The state versus Class Paul. action lawsuit împotriva mesajelor agresive ale lui Paul cu să mă puși de pulă, să mă nu știu ce și... În loc să faceți intervenție, cum ar fi normal pentru un om care are evident o problemă, no. tu mă dai în judecată. Da. In fucking Class credibil. action lawsuit. <laughs> dau daune tot banii de Patreon 60 da, 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 de euro care sunt strâns Daune, daune morale acum Nu se împate la toți, nu contează Le scoți domneva, undeva, I don't care, man Doar apăs refund pe butonul din Patreon Or, <laughs> Ori asta, ori, ori mă faci să uit toate glumele Foarte simplu Vin cu o bâtă Exact, da, da I accept I accept Please Da Mai erau niște detalii aici Despre în fine, despre chestii pe care le zis avocatul ăsta, la un dat spunea că o făcut mișto de Avalon că o scris că hurt feelings printre daunele pe care le au perceput și că ha, I just played hurt feelings, dar aparent e o chestie normală în, în procesele de genul ăsta din California, e o frază legală Aha. care înseamnă hurt feelings include loss of reputation, shame, mortification și... Uh, a range of emotional distress, including suicidal thoughts. How the fuck do you prove mortification? How the fuck? da, în fine. Și avocatul a fost contactat de PC Gamer, a zis, I don't know Chris Avalon personally, nor do I know any parties to the lawsuit, I've played his games and enjoyed them, but that's the extent of it, being a lawyer, I found the legal issues surrounding this complaint to be of interest and I commented. Eu sunt, sunt de părere că indiferent rezultatul procesului, Chris Avalon este un, un scriitor de jocuri video foarte profitabil și odată ce procesul se va termina, ușor, ușor se va întoarce la făcut jocuri, pentru că e mai profitabil decât să nu-l folosești. Man, Bill Cosby-liber. Exact. Bill, Co Bill Cosby-libertate. Bill Cosby care speak, a drogat încă... femei și a făcut sex Bill Cosby-libertate. Lui C.K. face seriale. Rimarul pula mea știe ce mai face Nu ca să-mi face, face reclamă ăla cu, cu, la bere cu femei în ele. Cine știe ce face Na, Deci rimarul continuă are, are de lucru Nu e ca și cum are Jeremy Soul a avut și la acuzații și au murit toată povestea nu s-a mai întâmplat nimic cu ea. Deci cred că Chris a La 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 cât de low stakes sunt acuzațiile lui Chris Avalon Cred că poate să se întoarcă înapoi da, la, la scris jocuri Adică, na, Louis C.K. Sigur că găsește un studio în Polonia Da, da Păi lucrează la, la, Dying Light, man da. Până și polonezii de la Techland lor Pentru că nu, mai rucat, e profitabil Dau să-l Da, la un moment dat o să dispară chestia da, să nu o să mai fie Poison to the Brand. Da, nici nu o să mai fie tăticul meu niciodată. Bă, cert este că la următorul special lui CK de la Cluj sau de unde pizda mult să fie, o să meargă toți comicii români, iar o să umple. Uite cine-i dă, cine dă banii lui CK după ce a fost cancelat. Comicii din România. Ia păi mari. Na, da. da. complicată problemă, pula mea Hai să trecem mai departe Hai. la chestii mai vesele Păi mă să râd Să fac să râd zic, că eram știri despre Elder Scrolls 6 și Dragon Age 4 Știrea mea despre Dragon Age oh, 4, din care am văzut până acum un teaser și niște screenshot-uri și niște concept art este... Bioware a spus, yeah, pe Twitter. Da, da. We're hard at work creating the next Dragon Age and Mass Effect games and have some exciting stuff coming to Star Wars The Old Republic this year as okay. well. While we won't be showing anything at EA Play Live, da. bla, 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 bla. atunci nu mă mai interesează. Ah, Nor să arate... Știrea este că nu or să arate nimic uh -huh. la EA Play Live din Dragon Age 4, un joc anunțat în pula mea, știu, acum 3 ani. Pentru că nu, nu i-a fost în producție, Paul, deloc. Acum a intrat în producție, probabil că anul ăsta, cine știe. Așa sunt jocurile astea. Mai întâi anunț un teaser ceva, arăți ceva de la piciu de, de, joc, vezi dacă lumea reacționează, dacă nu reacționează îl pui pe pauză, până când se taie pe tine pula de AAA publisher. I don't care. Avem totuși detalii despre Elder Scrolls Elder Scrolls 6. la Elder Howard. Așa. În mm. 2016, Todd Howard a confirmat că lucrează la un joc Elder Scrolls nou. Da. În 2018, pe la E3 ne-a arătat primul teaser din Elder Scrolls 6 și anume niște munți. Da. Foarte frumos. Și Un titlu, un logo. Sunt sigur că au da. are. Exact. Howard Nazis. I have to be careful what I say. It's a very long way off. I could sit here and explain the game to you and you would say, that sounds like you don't even have the technology. How long is that going to take? And so it's something that's going to take a lot of time, what we have in mind for that game. It's good to think of Elder Scrolls 6 as still being in a design phase. It is in a but, design. We're, <laughs> da, but we're checking the tech. Is this going to handle the things we want to do in that game? Every game will have some new suites of technology so Elder Scrolls 6 will have some addition to create a, to do creation engine 2 that uh, that game is going to require. Ce de aici? N-au nimic. No. chiar n-am, da asta și spus cum Acum că se gândesc să se apuce de el. Da. Exact așa Ca și la Dragon Age 4 E aceeași, în același stadiu de, de, de progresie Și a zis Dar nu înțeleg Care e hype-ul uh, care, hype care sunt speculele uh, de, de, de pe urma lui, uh, de, Din jurul lui Elder Scrolls Cât e? 6? 5? 6. 6 De ce există? Pentru că de la bun început A spus mai întâi Este Starfield Starfield a ieșit? Nu Starfield a primit Un fucking CGI teaser Sau ceva In-engine teaser Nu, deci, era in-game Whatever In-game In-engine E in-engine Cred că e in-engine Dar nu da. Whatever Deci ce căcat mai vrei cu el Scrolls 6, dar nici măcar nu e început. Am mai avut o știre, dar nici n-am luat-o. Că GTA 6 o să apară probabil cândva după 2025. Tu n idee. Vai, sunt pe un grup de jocuri românesc pe Facebook. N-ai <laughs> idee cum... Ai avut când, greșeală? Din când în când, da, pe lângă. Din când în când mai apare... Oh, Uh, ru rumor about GTA 6, de la nu știu ce youtuber care face un clickbait și oamenii ăștia pun botul la el. Cea mai tare chestie pe care am auzit-o despre asta a fost uh, cineva care zicea că GTA 6 o să fie doar GTA 5 din nou pe consola... Următoare. Ah, sunt convins că așa o să fie. Naturally. really. Uh, yeah, o să fie GTA 6, să-ți dai seama că o să fie. Nu să plâns, mă, unul din Hauser, că nu mai ai cum să satirizezi uh, în ziua făcut? de azi ce cu... O să satelizeze el acolo cum crede el că se satelizează În continuare am, am citit știrea cu el că și-a făcut studio da. Și-am închis-o exact. Că n-avea niciun rost să vorbim despre ea. Nu, pentru că atâta e informația Și-a făcut studio, da. sunt sigur Să apară uh, Grand Theft uh, Mobile 1 mm. <laughs> asta, asta a fost știrea mea despre cele două titluri Mă bucur Foarte anticipate Mă bucur mai știi reclamele la, la Dalin, la șamponul care e cel mai fin? E, acum când... când... De Dalin, cel mai bun și cel mai fin. Exact. Și mi-a zis, deschide ochii, taci în Nu te ustură deloc cu Dalin. Când i-am deschis, nu m-a usturat, v-am zis, da, o știu. Hai, acum o să o ai și în jocuri. <laughs> <laughs> nu, nice, <okay. laughs> Based, actually <laughs> uh, Kinda mi-a <laughs> yeah. zis deschide ochii o să-ți aplic de Ludovico tehnic. <laughs> nu Aia care i-a stricat cornea Pe viața lui uh, Cum o cheamă pe actor Pe Malcolm McDowell uh, Mac McDowell Da, yeah, yeah. pentru că Kubrick era un nebun Pe platou yeah. Serios, chiar i-a stricat Da, da, da yeah, 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 yeah. Pentru că Kubrick a... Stai mă, nu era efect special Chiar au avut fizic o chestie Care îi ținea deschis da, o Deschis și ochii Și Kubrick a, insi a insistat Ca el să fie Bro. acolo Pentru că vrea de acția lui adevărată pentru că Kubrick era un nebun. Kubrick? Ce pula mea Kubrick? What the fuck? Ok, bun. Also Kubrick a terorizat-o Pe femeia aia Din, din The Shining uh, Ca să ia reacții Shelley Duvall da, O, o gaslight-uia pe platou Și o exterioriza da. În mod special uh, Femeia s-a plâns foarte mult De abuz emoțional Pe platou Din partea lui Kubrick Da doar, doar ca să scoate Din, din partea ei O reacție uh, reală Ca de... să aibă o reacție autentică da, când vine da, Jack Nicholson da, Peste tine cu toporul exact. like, Oricum te spei Când vine Jack Nicholson Cu toporul De ce trebuie să o gaslight-ui deci În mod Kubrick, activ Deci Kubrick Actually not based Ați aflat aici poate prima oară. Uh, și uh reclamele vor veni în jocuri și se pare că uh, nu este o chestie în primul rând, nu este o chestie nouă, o avem uh, în jocurile de curse de foarte mult timp, o avem în chiar și jocuri mai vechi în care vezi un panou publicitar undeva, cam în, în forma aia vor fi sau probabil okay. în pauze, în downtime în jocuri și mă refer aici la modul, la jocuri explicit online care au o perioadă de downtime. Nu că ar face chestia asta mai puțin groaznică, este oribilă, orice, orice spațiu nou în care reclamele uh, ne invadează precum un cancer nu este deloc binevenit. Am comparat de cu Cancel Paul. Nice! Apreciez. S-au mai făcut chestii astea. În Battlefield 2000 something something, da. 2000 something 42 se băgau pe billboards din joc. Reclame s-au experimentat încă de pe atunci. Cu asta nu mă surprinde. Aștept momentul în care o să-ți bage ca la TV. Că cineva chiar voia să bage ca la TV. Adică să-ți oprească jocul și să-ți arate o reclamă. Hai ca... să, hai să exact ce se întâmplă. Și mi-a spus deschide ochii, nu te... Nu te uita în altă parte, fie aici. Reclamă la Ursus concursus. Exact. Este un report de la Axios, a company called Player One, se numește, Player one, mm -hmm. described as <laughs> player one, exact described as pay attention, parentheses, <laughs> because <laughs> they kill me. Dupa Described as a first of its kind in-game advertising platform. Bring me back, then kill me again. In parentheses, <laughs> <laughs> First of out. its kind, baby. <laughs> Has signed deals with companies like EA and HiRes, and mm Acrafox -hmm. Mighty Paladins to try to bring TV-style commercials to the console to their console game. It is to the console. But it's a No. It's like having tested this tech for over a year, they feel like it's now ready to be implemented. The idea uh, being rather than just beaming videos to them in the middle of the game, players would be able to view an ad, then when servers detected the commercial had been viewed in its entirety, Release rewards to the player. Ludovico technique Why de ce efectiv sunt mobile ads? The baga pe pe console. Why? not Why? Jim Sterling spune de. Ani de zile chestia asta Da, că dacă ar putea și asta este the, the end game Că uitați-vă la ce fac Jocurile de mobile da. acum și o să le vedeți În Ea. mainstream peste Peste 3-4 ani Da, dar gândește-te Pentru că deja lumea este absolut complet obișnuită Cu sistemul ăsta, pentru că lumea joacă Publicul larg de mainstream audience Joacă jocuri de mobile și știe Deja că men, vezi un ad, primești ceva Părinții noștri când jucau Farmville sunt obișnuiți cu chestia asta Sau rudele da. mai în vârstă I, I, Zuma Boys. Exact, deci deja știi că se întâmplă, dacă ți-o bagă pe consolă nu o să fie un impact atât de mare decât dintr-o minoritate vocală și noi ne, ne încadăm în minoritatea asta vocală și asta mă întristează cel mai rău, pentru că nu o să fie pushback foarte mult. O să fie în jocurile alea care oricum nu ne prea interesează pe noi în mod normal. Da. Uh, da, reclame în jocuri au mai fost și vor mai fi în continuare. Da. Am avut și vom avea mereu boală pe cortic <laughs> De pe ei la infinit. Buie nu, activliz. <laughs> Mi-a trigărit faptul că am zis am avut și vom avea mereu un pare rău. <laughs> that's, that's my Ludovico. That's... <laughs> Oh, doamne, da, asta a fost știrea Am avut și avea mereu Debelit pula la zmeu La leu, pau, la leu Nu, Edgar, I'm switching it up Bine, zi o știre Hai să-ți spun despre cum un inginer Microsoft a furat uh, Xbox gift cards în valoare de aproximativ 10 milioane de dolari și le-a vândut pe Bitcoin Pentru că tot timpul când auzi de Bitcoin Niciodată nu auzi despre cum niște copii orfani Au primit uh, bani exact. valorificați din Bitcoin, nu tot timpul e cineva a făcut ceva ilegal și a vândut pe Bitcoin. Ah, Paul, you had me in the first half. Vreau să kind of based, then you lost da, me. Da, da, da. A furat așa după aia au avut un Bitcoin. Da. Uh. I mean, this kind of based, băiatul ăsta este based, aveam un plasă, să zic based de câteva ori <laughs> în articolul ăsta, fii atent. Ia yes. Omul s-a angajat la Microsoft. Ok. Am nu știu, nu, nu știu exact ce fel de inginerie. era, mă, gândesc că era ceva QA sau testing pentru că trebuia să interacționeze foarte mult cu sistemele da. de joc. Ca să plătești, ca să folosești sistemele de pay, de payment de la Microsoft, de pe Xbox și Microsoft Store, trebuie să simulezi plăți. Și ce ai? Ai user de test cu care simulezi plăți. Și o găsit băiatul ăsta, îl cheamă Volodimir Kavashuk. Da. OK, based, de de nostru. Hai, nu știu eu <laughs> pe E ucrainean tipul. În 2017 pe când s-a angajat acolo, a descoperit că a fost o mică greșeluță în conturile folosite. Aveai conturi simulate? care sunt flagged ca user de test în sistem și atunci când faci o, o plată și primești ceva, nu primești pe contul ăla efectiv jocul pe care l-ai cumpărat. Primești, o, primești, confirmarea că s-a făcut plată sau adăugat la contul tău, dar nu ai efectiv acces în contul ăla de test la asta. Da. Dar dacă vrei să testezi ce se întâmplă când cumperi un Xbox gift card, îți arată și îți dă un cod 25 de 25 de caractere complet valid. Oh. nu e un, un, un lorem ipsum, whatever. I mean, nu. I mean, I mean. Generatorul ăla generează un cod complet valid. Negustor cinstit, îmi pare rău. Negustor cinstit. Honestly, based. <laughs> King. Cum mă să te testez să da. vezi că that's actually free money acolo. What the fuck? Uh -huh. Tu. Și eu, unul meu, a început... <laughs> Da. La început și că a început așa, a, își mai lua din când în când un 5 dolari, un 10 dolari, mai cumpărat câte o chestie, după care au început să facă prin rotație, să folosească profile ale colegilor pentru test și să cumpere cu ele, tot așa, Automating the process with a bespoke piece of software, prosecutors would later describe as created for one purpose and one purpose only—to automate embezzlement and allow fraud and theft on a massive scale. I mean, I King. mean, I mean. Știi ce, știi ce? Uh, it's, Embezzlement It's kind of biased Ce a spus uh, Ce a spus acolo Judecătorul sau eu, or, e kinda procurorul E kind of biased Pentru da. că ăla e un, În primul rând Orice software E făcut pentru un singur scop Ok? Da. Deci am pare rău Nu mai mă e For făcut. one purpose And one purpose only To be fucking based Exact <laughs> This software is made For one purpose only To do its fucking job Ok? Și omul ăla a făcut bani. După care s-a dus la uh, tot felul de piețe dubioase de cripto, gen Paxful și me. o căutat uh, cumpărători, King, nah. le vindea Angro la discount și după aia făceau ce voiau cu ele mai departe, King. <laughs> Și după aia, money laundering sites like chip mixer, aflu chestii noi aici, a, sunt bookmark -uri, site-urile astea, would let him hide his trail and the proceeds went toward facilitating an increasingly lavish lifestyle king based at the Câți omul ăsta de pe, de pe 10 milioane au furat. Au furat. Au furat prin alea da, deci codul a, în valoare a, de 10 milioane de dolari, dar le-au vândut, la, le vândut scoasă. pe mai puțin. E valoare scoasă din cur. Nu, este, nu sunt bani furați din buzunarul Microsoft. A, nu, păi e... Sunt coduri adică îmi pare inventate, adică rău. nu, sunt bunuri digitale, Ex le inventez pe loc, inventez un cod și ăla are valoarea asta pentru că spun eu că are. Nu, nu îmi cauzează o gaură în producție, nu... Ce stricat e, doamne, economia e stricată complet. Deci pe asta digitale, și cu pirateria, aceeași chestie, da. adică, efectiv, îți generezi un cod și îți dau un bun digital, eu n-am... Plătit nimic să-l produc, am plătit să-l fac în da, the first da. place, ce drept, dar ca să produc copia asta pe care ți-o dau ție digital, eu nu plătești nimic. Tu în îi... continuare plătești prețul cum ar veni al printării de CD-uri și al carcasei în continuare. Uh -huh, uh -huh. Da. Uh, Fii atent. Zi. În. Uh... Au venit până la urmă peste el um, agenți federali în iulie 2019 oh, și de. în sala de judecată Cavașuc a încercat să argumenteze că furtul ăsta în masă a fost doar un experiment ca să mărească vânzările de pe magazinul online. King! Our boy nu era decât un prank channel, de fapt. El nici măcar King. nu lucra la Microsoft. <laughs> a fost găsit vinovat, sentința este de 9 ani în închisoare, probabil deportare înapoi în Ucraina și o să fie obligat să restituie cele 8,3 milioane de dolari. Mi-e foarte greu să, să găsesc uh, niște simpatie cu privire la, la victima acestei crime, pentru că această crimă exact. nu are victimă. Adică, ok, dacă chiar trebuie, trebuie să spun că da, înțeleg, cum nu este ok să fur. Da, da, nu înțeleg că nu e ok să furi. Don't get me wrong. I guess. Nu, dar după aceea când stau să mă gândesc ce s-a furat, de fapt s-a furat un, un șir de caractere pe care firma mi-l acceptă ca dovada a plății, ca să, e, așa, e așa o chestie, că a, a furat company money. Da, da, e tot mai greu să-ți dai seama ce anume a furat. Da, pentru că nu a furat. A cauzat pierderi pentru cifra de afaceri. Aia, ce da, de? deci uh... Man, King, Robin Hood. Based. Numai că n-am dat la săraci. Which makes it... Și-a da, da. lui, care probabil că <laughs> era sărac. I mean, la început probabil că era sărac. Când, când a început să ajungă la câteva milioane, nu mai era sărac. Da, da, da. da. Uh... Dar, ce ne învață Marx, doar pentru că ești bogat, nu ești burghez, Burghezii... pentru că b nu deții mijlocele de producție. Burghezia, burghezia este într-adevăr o chestie care trebuie... Da. E, e fie, fie te naște în ea, fie... fie... So... A, nu, trebuie învățată. Trebuie învățată. Trebuie învățată da, și într-adevăr neapărat nu, 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 nu trebuie, nu e state of mind Trebuie să exploatezi neapărat ceva El n-a da, a exploatat exact, să Da. El nu a exploatat, pe, a exploatat sistemul I mean, <laughs> Sistemul e ok Dar nu și-a exploatat aproapele Nu, nu și-a exploatat Dacă aproapele nu este Marius Colegul de birou la care a zis Dă-mă -mi și mie contul ăla să acum, fac și acum Acum poate Microsoft să spună oricum Că în urma, în urma acțiunilor sale Toți salariații acum va trebui să fie plătiți mai puțin But that's on the employer. That's on Max fucking employer. Max, să fie ăsta Probabil. efectul. Probabil. Dar zic așa ca și chestia, că se pot fi... Volodomir, suntem cu tine, alături de tine spiritual. scrie-ne, scrie-ne. <laughs> okay. Aș <laughs> vizionat în Ucraina la închisoarea aia. Ce-ai făcut, mă? Ah, ok. Like -o. Honestly, like, și dacă se apucă cineva să mă acuze că Aa, a, perfurt, îmi bag pula dacă, dacă îmi pasă să mă apuc să iau apărarea Microsoftului companie de trilion de dolari. Asta e problema aici, că este, mi greu să simpatizez cu un gigant care face atâtea chestii. O să-mi bat pula de ei, că, că nu fost în stare să fac un sistem de test care nu generează un cod valid. I a, mean, pe asta am zis că ne gustor cinstit, <laughs> fucking Christ, dacă am văzut <laughs> da, că la exact, Mel, Get them, get them. <laughs> nu furați la locul de muncă Etc, etică, na, okay. Nu vreți să faceți Allegedly. Nu să faceți praxis, gata, am terminat. Da, da nu, faci faceți praxis gata la locul de muncă, de muncă da. copii, wink. <laughs> să mergem mai departe. Dovedește mi s-a dat că wink-ul ăla înseamnă ceva, Edgar, dovedește. Nu știu, mai un tic verbal, uh, ai, ai, uh, ai o problemă și ai un tic verbal. Okay, I'm, gata. I'm a winker. You're a winker. I'm a fucking winker. Oh, winker, let's go. Mai avem două știri despre care o să ne râdem. <gasps> Resident Evil Serialul pe Netflix, Resident Evil Infinite Darkness, care stă să apară, e ăla cu Leon și Claire, e CGI. Da, da. Am văzut trailerul. Da. Trailerul este cu, nu știu, undeva în ritm mijlociu se aruncă bombe, se bate lume, soldați. Avem discursuri în birou oval de la președinte despre invazia de zombi și din astea. Ok. Resident Evil's Netflix show asked reviewers not to mention politics. We're gaming now! <laughs> N-am -am, -am cuvinte până chestia asta. Gamingul a ajuns și în televiziune, în sfârșit, cu toate, cu toate prostiile astea. Dar e, sunt, da. de, sunt absolut convins că seria asta, CG, Resident Evil, o să aibă acelea, aceeași uh, satira acidă pe care o au și jocul, adică fucking pathetic și uh, incredibil de stângaci făcută. Dar ea există în jocuri. Uh, Reviewerii au primit instrucțiuni foarte clare să nu discute nimic despre temele politice ale asumd, asumd, ori, ori, ori. și să nu insinueze că ar avea vreo legătură cu evenimente reale din lumea reală, din viața reală. Știi, chestia de care mai devreme cu fantasy-ul, okay. să da. considere că este de fapt o chestie complet fictivă și nu are Eu nicio înțeleg, treabă cu nimica. Înțeleg, de ce Dar este un Da. Da. și este Birou Oval. Și este o, o pandemie și cum, cum Birou Oval se... se... Uh, cum îi managerează această pandemie, nu? nu? Da, Manager? of course. Yeah. Yeah. E, e chestia asta că e, e un subiect foarte sensibil și, uh, și polarizant. Mă piși pe sensibilitățile lui Capcom? Mă piși complet? Fuck it. Deja s-a aflat că e politic. Nu, nu, Netflix, nu Capcom. Nu e implicat deloc Capcom? Nu. nu, a Netflix, chiar a, spus, a, spus, da, Netflix a spus, ok, da, Netflix a, spus, a dat... Și uh... asta e o chestie care cumva mă... Nu, mă pi și pe sensibilitățile Netflix, pentru că uh, una la mână, yeah, look, look how, how that worked out, știm cu toții că o să aibă teme politice, who gives a shit. Băi, dar nu numai asta, dar Netflix face outrage baiting în continuu, efectiv, Netflix profită de da, pe urma... Da controverselor. A, ah, am, am băgat o persoană de culoare în acest rol, într-o adaptare, care de obicei nu e o persoană de culoare. Ce părere aveți despre asta? Faceți da, meme de nainghec despre chestia acum, asta? Acum, acum, că spui, e posibil și chestia asta să fie doar un 4D chess ca, ca să facă The Discourse. E un și e un bullshit incredibil. Deci nu vine să cred... Că ajuns inclusiv la seriale chestia asta, primește un embargo când trebuie să faci uh, review, vorbește uh, Charles Pulliam <laughs> de la uh, IO9 despre chestia asta, că au prin instrucțiunea asta. I actually thought Resident Evil Infinity Dark, Infinite, Infinite Dark's story was one of the better entries in the franchise outside of the games, but the studios ask that the reviews not at all talk about real world events of politics or politics ended up casting a shadow over the entire movie for me. Ai, filmul care e serial? Ce pula mea. Mă bucur. Nu, e, e film. E full motion. Băi, dar serios, ce pula mea. Uite, țara se numește Penamastan. Pen, Penam, Penamstan. E un stan. Ok, Kojima. Mă, nu, Kojima măcar avea nume reale. Ish. Da, da, Zanzibarland. Da, există, Super Da, există Zanzibar. Hei, hei, chestie MGS1 se întâmplă în Alaska, ok? Șahmat. Alaska stan. Lucrăt <laughs> în stare. Uh, Băi, băi, dar e incredibil, cum, de ce, de ce avem în continuare discuția asta, de ce? Pentru că vrea netflix o avem și uh, se va întâmpla și sunt sigur că o să apară toți uh, pop culture uh, discussioners, pop culture regurgitators care o să facă un clip pe YouTube despre chestia asta uh. Băi, sincer? Da Articolul ăsta de pe io9 este postat în 30 iunie deci review-ul da. la Resident Evil Infinite Dark este postat în 30 iunie. Habar n-aveam că ieșit review până azi când am citit știrile. There you Înseamnă că au simțit și, și, de 30 și Netflix a simțit că nu s-au citit review There you go. Pe asta e înainte să vină review-urile. Păi, uite, da. nu aș fi aflat și n-aș fi vorbit despre asta dacă nu era... Ah, no, mă bucur. I fell for it. I fell for, I fell for, I it. for it. I fell for it. Gata. Am adus Să-ți să bagi. Netflix got the, the upper hand. Eu zic să nu ne mai atinge nimic pop culture și media Asta pentru că deja marketingul este, este prea, prea 5 d chess și mă piș pe de, de produse media comerciale și uh, o să le consum în continuare pentru că nu pot. ca că unele îmi plac, unele nu-mi plac, da. Vreau sezonul nou din Cobra Kai, vreau sezonul nou din Marvelous, M Marvelous Miss Maisel. vreau, Miss Maisel. Vreau Stranger Things 4, că I'm a basic bitch. Doar de, Stranger Things. vreau Miss Maisel bitch. și Cobra Kai, acolo, I, I want acolo that Cold eu. War Psyops shit. <laughs> I want the, the fucking, uh, the, cum îi spuneau, the funky psychers, ăia uh, pe care îi făceau CIA-ul să, să vadă prin... Dar uh... dacă știi cu ce nume aveau? Aveau un nume, cum chiar încerca cia să facă, în caz că nu știți... Uh... The Man Who Goats, uh, da. Da, a fost tot o singură chestie, un singur element, aveau efectiv divizie întreagă care se ocupa să vadă dacă oamenii chiar pot influența cu mintea sau vedea cu mintea de la distanță ca să vadă ce face Kremlinul. Efectiv, asta încerca mm. să facă. Să se uite la Kremlin cu mintea. Și CIA a zis, let's look into this. Și au băgat milioane de dolari la vremea aia în, în proiectul ăsta și n-au reușit decât să facă un om care să-i dea un atac de cord unei, unei capre, care... You know, most likely s-a întâmplat randomly. Tu îți dai seama că oamenii cred că ăștia controlează lumea? Uh, băi. Că idioții care au turnat așa multe milioane de dolari controlează lumea. Nu în modul în care o, în care o fac deja, prin lovituri de stat ei, și Ei au asta. o putere incredibilă, dar, dar să, să crezi că ăștia au intelectul ăla. Da, 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 no. nu no. mai cred că sunt niște masterminds no. care chiar no. uh, conduc bani. din umbră. <laughs> sunt banii, Paul, sunt bani. E efectiv ori cheltuit bani pe toate căcaturile posibile efectiv, Sistemul lor de a detuna un guvern este Fie plătește niște, niște extremiști de extremă dreapta To be honest, că ea sunt cei mai plătiți de CIA Ca să detuneze guvernul Fie o să-mi fac un cartel aici Și o să am atâta putere încât o să eu singur o să detunez poliția Și după aia o să dăm toată viața aici deep cover Ca și baron de cocaină Chiar bă, s-o decrim decriminalizat marijuana în Mexic Așa, F. F pentru cartel. Da, dar sunt cartele și de cocaină, Rip. sunt mai multe. I mean, știu, da. Și ăla, ăla, o cocaină făceau mai mulți bani decât aia cu marihuana, deci... Uh, mm, da, da. Cocaina e men. De să, să doară un pic. Păi o să, o să cred că doară un pic doar. Nu, nu mai stă băiatul Escobar bine în seara aia. Care chiar dacă e în Columbia. Păi pro, probabil că au văzut că le-au scăzut exporturile, că s-au da. legalizat în da. Azi, ce? La marihuana? ah, ok, credeam că cocaina. Ok. Uf, bun. Mai am o singură știre, e foarte scurtă. Zia. Am vorbit săptămâna trecută despre Might and Magic 10 și cum Might and Magic 10 a oprit serverul de autentificare, okay. de pentru care nu puteai să mai progresezi în joc. Da. Nu, Ubisoft a oprit da. serverele de autentificare și având DRM-ul lui online, nu te mai lăsa să progresezi în joc și au rezolvat problema. Au zis: "OK, v-am ascultat, am auzit, o să ne ocupăm de asta." Și soluția a fost să scoată jocul de pe Steam Ce? Okay. Atât de deci ce eu în continuare nu pot să mă mai joc mai de Magic 10? Bine, pot, nu. dar nu pot uh, by legal. pressing the button. M mă bucur pentru Ubisoft. Ce să zic? A very, very, uh, cum e, five head? Very five head solution. Foarte. Adică tu fel aia era o problemă mare, adică dacă puteai să iei pe Steam legal în continuare și nu puteai să joci, era într-adevăr o problemă de fucking Kane and Lynch Deadman. Am încercat el să joc și nu pot pentru că are games for Windows Live în continuare ce e distribuit de Ah, nu poți Ken Lynch? Nu, okay. nu, nu, Care avea Games for Windows Live și am încercat și-l de soluții cu Games for Windows Life și nu mai cred că cred, că singura soluție care cu adevărat o să meargă este să, să pun fucking crack-ul. Ca de obicei. Pentru că oamenii ăia anyway. sunt... Adică, go... oh my god, oh my fucking god, cât noroc avem cu crackerii. Care de efectiv s-au specializat pe a, a face jocul ăsta să meargă în continuare la lung timp după ce protecția lor se duce de râpă. Zii, Atât, nu, nu avem nimic de Sunt foarte de supărat, adăugat. Sunt foarte Sunt complet super, de acord dar, cu tine Pe chestia asta I mean, Nu voi ai neapărat să joci tu mai mai Magic 10 Dar yes, ideea supărat, că da, nu yes. poți exact. este, Pentru că așa o decis distribuitorul exact. Pentru că asta e oricum reprezentativă pentru orice joc. Nu exagerez da. cu nimic când spun că orice joc poate oricând să fie just made useless. Pentru că nu mai are, nu știu ce, DRM. Mă bucur, în schimb, când văd că oamenii scot DRM-ul și din câte am văzut, singurul DRM care este scos activ este este de, de nou, pentru că e foarte scump. Doar da, e scos. Plus că e foarte intrusiv <laughs> și nu no. no, no, no e scump lung. Pentru publisher, Paul, e singurul mod, da, da, da. make no mistake. Uh, dar uh, uite, Securomu e în continuare pe jocul, vechi. Incredibil, ăla putea să strice hard, din câte știu. Da, uh, și... Uh, Mă piși pe Ubisoft în continuare, care oricum e compania viol, dar acum e și compania da. care, care strică jocul pe care le-ai cumpărat legal. Dar mai mult e viol. More, more or less, da. <sighs> Hai de Bun. Hai nu, nu, Iar ne apropiem de două ore. Da, cum, nu, cum facem? Cum faci? Ah, nu. O, am avut Coloseumul Creierelor. Da. Hai, Coloseumul și Chris Avalon. a fost problema. Coloseumul Creierelor este o chestie care are nevoie de mult spațiu. Totul mai știe că oamenii intelectuali se antrenează la bibliotecă și au capul mare. Da. Acolo, da, acolo, acolo. Drag de fiară, da. Uh, efectiv, mult mobile la biblioteca da faci. <laughs> Haide să mergem, să lăsăm lumea care are content de văzut, are streamuri. Are, da. are uh, playthrough-uri de Batman de văzut. Are are poate chiar și alte chestii. Nu zic nu, dar e posibil să se uite și la alte chestii. Poate. Deci avem un fel următor, dragi ascultători, ascultătoare, spectatori, spectatoare și restul. Animalele de companie care mai ascultă. Mai Iată. sunt, mai sunt. Am auzit eu că doi căței se bucură foarte mult când vorbesc eu. Cel puțin doi căței, da. da. Uh, avem așa, avem streamuri care s-au mutat pe Twitch, acolo ne jucăm noi chestii în mod activ de marți până vineri. Eu mă joc în continuare Symphony of the Night, o să mă gândesc dacă o să-l și termin pe stream, pentru că nu vreau să mă joc săptămâni întregi Symphony of the Night, cred, nu știu, vedem. Eu zic să bagi niște forță. Băgăm forță. Încercăm să băgăm forță să și terminăm. Ar fi păcat. Exact tu ce te mai joci? Dacă vrei să ne divulgi. Nu vă divulg nimic. O să mă joc ceva. O să vedeți, intrați pe stream miercuri la mine, să vedeți acolo. O să începem cu o mică, o mică discuție, să fiți toți acolo și dacă pierdeți, o să pierdeți mare lucru. Că vă, 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 o să vă pară rău. Ok? Deci veniți de la început. Înregistrările streamurilor le găsiți atât pe Twitch, cât timp deci, decide Twitch să le țină, dar le găsiți și pe canalul nostru de YouTube, da. pe în playlisturile Beciul cu backlog, cutia cu vechituri și Edgar Vodz sau Vodz Edgar, dacă cum se numește. Da, da, trei. Îs-a playlisturi care arhivează streamurile live. Găsiți tot acolo pe YouTube în fiecare sâmbătă sau un weekend, dacă e să fim sinceri, un episod din long ul nostru care momentan este Batman Arkham Asylum, vorbind despre Batman și despre cum face sex Batman și câteodată terminăm și jocuri. Și cum agresează oameni cu probleme psihice și oameni uh, săraci și în general. E foarte, Da, da toate chestiile care ne plac nouă la Batman. Băi, e ca și cum Batman e joc politic. Mm, N-aș îndrăzni să merg până într-acolo să... și toate acestea și mai multe le puteți găsi pe YouTube, la joc și pași pe unde vedeți seriile de long play, înregistrările streamurilor live pe care le înregistrăm și le punem și le uploadăm. Da. Și acolo. Toate, toate în playlisturi. Beciu cu backlog Cutia cu vechituri Edgars VOD Sau ceva ah, de genul ăsta Sunt mai multe <laughs> sunt. Acolo găsiți și podcastul ăsta Pe care puteți auzi și în forma lui auditivă Doar pe SoundCloud, Spotify și iTunes La Joc și Vorbe da. Live-urile s-au mutat Pe twitch.tv Slash Joc și Vorbe Acolo suntem live Veniți Puneți emoticoane și din astea în chat Știți voi cum funcționează twitch -ul? Noi nu știm încă Dar o să aflăm împreună cu voi Dacă ne tolerați Dați follow Să ne apară acolo notificare Să ne bucurăm ne găsiți pe Facebook, pe pagina Joc și Vorbe, acolo anunțăm ce de anunțat, promovăm ce avem de promovat, de obicei dacă ne lasă Zuckerberg mai apar chestii, mai apar o poză, o memo, o treabă, mai, noi mai facem. 20 oameni like. Noi facem, dar dacă ne dă, le dă Zuc mai departe, you know? Exact, ne bazăm pe el. Dacă vreți să ne comentați undeva în toate locurile astea. Vedem, citim și răspundem la comentarii dacă se poate, dacă vreți să înscrieți ceva mai pe lung, ne găsiți pe gmail la gmail.com și dacă cumva vreți să susțineți financiar acest podcast, puteți unul la mână. Să ne dați live pe Twitch, donații, apare acolo din când în când în chat, butonul cu donații, citim mesajul, ne distrăm, cum fac streamerii profesioniști. Pe coffee.com slash joc și vorbe, acolo din când în când, puteți să ne dați o contribuție one time, când vă lasă inima, când vreți. Ne încurajați să facem chestia asta cu viața noastră, atât. Și dacă vreți să nu primiți nimica pentru și mai mulți bani, ca donație recurentă, ne găsiți și pe Patreon, la patreon.com slash joc și unde generozitatea voastră lasă să continue acest podcast cel puțin pentru că momentan se plătește de un singur abonamentul de SoundCloud. That's nice! Base. Uh, și uh, dacă ne supărăm, mai facem și alte chestii pe, pe twitch din când în când, mai citim, mai uh, comentăm, mai așa. O, oh, da. Încercăm să diversificăm tot. Facem acolo tot. Suntem tot. Uh, gameri cu gămic, nu cu gămare. Gamerii cu gămare să meargă în altă parte. God knows au locuri. Bun! Haide, haide, hai! Mă duc uh, să mai fac uh, profit de pe oamenilor cu boli uh, fictive. Eu îmi voi porni acest ventilator ca să vedeți ce s-a întâmplat până acum. Asta, de asta v-am scutit până acum. Mi-am creat disconfort. voi. Ciao.